Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Milita Minata Sumai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitamina Butale Swami Rupa Kadamaham Dadati Svapadantikam Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Așa, deci vă urez bun venit la cea de-a doua lecție din cadrul seminarului nostru intitulat Metafore terapeutice, înțelepciunea misticilor vedici. Datorită faptului că elementul central al multor metafore pe care le studiem în decursul acestui seminar sunt legate cumva cu animalele, cum am vorbit și data trecută, o denumire alternativă la acest seminar ar fi zoologie transcendentală. Chiar și astăzi o să vedem foarte multe exemple cu musculițele, cu motanii, o să vedem foarte multe înțelepciune care vin de la acest gen de animale. Și o să-i rog pe sunetiștii noștri să dea puțin mai tare, pentru că eu practic nu mă aud. Folosite deseori umoristic și ironic, metaforele reprezintă un instrument literar foarte important, care este folosit adeseori de maeștri iluminați, de sfinții din toate tradițiile, în majoritatea tradițiilor spirituale. În sanscrită, metaforele sunt descrise în termenii de parokshavada sau în termenii de yukta rupaka, ceea ce înseamnă o figură de stil sau o comparație, pildă, un exemplu, sau similarități cu un sens dublu. Și avem un verset foarte frumos din Aitareya Upanishad care afirmă Paroksha Priyahi Deva. Zeii iubesc ceea ce este dincolo de percepția simțurilor și urăsc afirmațiile evidente. Chiar și în cultura spirituală vedică, eu ar fi trebuit să dau un hint acum sunetiștilor noștri, un hint pe care trebuie să-l dau la fiecare program de duminică, ca ei să dea întotdeauna microfonul mai tare înainte de fiecare lecție, deci duminică. Dar fiind o persoană neatât de subtilă cum sunt zeii, sunt nevoit să fac această afirmație într-un mod direct și vă rog să nu uitați, pentru că din program în program vă rog același lucru. Este microfonul foarte încet când începem discursul, când începem lecția. Și paroksha, deci para înseamnă dincolo, aksha înseamnă ochi. Deci dincolo, paroksha înseamnă dincolo de vedere sau dincolo de lucrurile care sunt evidente, dincolo de percepția noastră. Paroksha mai înseamnă ceva invizibil sau îndepărtat, ascuns sau misterios. Și avem un citat foarte frumos de la un înțelept care spunea că acest gen de povestiri sau metafore sau expresiile, analogiile, narațiunile spirituale, pildele din scripturile vedice, ele cumva demonstrează natura universului apelând direct la intuiția persoanei care ascultă. Probabil ați auzit despre școala pedagogică a lui Waldorf, dacă nu mă înșel, da? Interesant că ei, în cadrul educației lor, ei nu au păpuși gata. Deci ei nu au păpuși cu ochi, ei nu au păpuși cu buze, deci păpuși de gen Barbie pe care o cumperi în magazinele noastre de obicei. Păpușile lor sunt ceva, nu știu, bucăți de pietre, bucăți de bețe, deci tot felul de acest gen de lucruri care te pune să-ți aplici imaginația, deci îți pune în funcție imaginația ta și atunci aceeași păpuță ea poate să fie 10 personaje odată, da? Pentru de ce? Pentru că ea nu este limitată de părul blond al lui Barbie, deci ea, tu pornindu-ți imaginația, poți să te joci cu ea în funcție de imaginația ta. Și asta probabil este încă un răspuns la întrebarea de ce zeitățile Murti în India de asemenea sunt foarte abstracte, deci zeitățile care sunt mai moderne, ele cumva deja au ochi foarte frumoși și au niște trăsături, niște forme foarte frumoase al corpului său, dar zeitățile antice sunt foarte, foarte abstracte.
De ce? Pentru că premangina ciurita bhakti vilocanena. Tu percepi aceste zeități prin ochii cunoașterii. Deci nu prin ochii imaginației, dar prin ochii cunoașterii. E ceva mai elevat decât imaginația. Și în loc, deci, să descrie într-un mod direct complexitatea universului, acest gen de pilde, acest gen de narațiuni sau metafore încearcă să trezească înțelegerea realității spirituale apărând direct la inteligența noastră spirituală subconștientă. Deci, metaforele de acest gen nu dau cumva soluții proaspete, nu dau minții noastre doar mură în gură. Ele transmit niște adevăruri foarte profunde prin intermediul diferitor analogii, diferitor parabole metaforice și ne învață cum să gândim, deci cum să folosim propria noastră minte pentru a înțelege, în special pentru a înțelege scopul final al vieții, pentru că în final toate aceste metafore ele sunt direcționate spre realizarea spirituală și o să vedem astăzi că toate, practic toate dintre ele cumva sunt legate pentru a stimula înțelegerea noastră necesară pentru a avansa pe calea avansului spiritual. Cum aceste paroxa sau yukta rupaka sau metaforele scripturale, ele fac parte din diferite stiluri sau metode de predare al cunoașterii vedice. Cum am vorbit și duminica trecută, există diferite stiluri, nu o să intrăm acum în amănunte pentru că am descris acest subiect duminica trecută, dar avem diferite metode, cum ar fi metoda unui rege sever, deci care fără compromisuri doar vedele spun, trebuie să faci yama și niyama, trebuie să fie urmate, altfel te așteaptă reacțiile karmice sau reîncarnarea în planetele inferioare. Metoda unui prieten care oferă explicații și sfaturi logice, sau metoda unui părinte care cumva ne îndeamnă să ne urmăm datoriile noastre prescrise în viață, sau metoda unui iubit, unei amante care ne învață prin psalme, prin diferite poezii, prin cântece, și metoda unui bunic îngăduitor care ne oferă indicii și pilde prin povestiri și prin paroxa sau prin yukta rupaka, adică figuri de stil, comparații, expresii și similarități cu un sens dublu. Cum am spus și duminica trecută, pentru a crea o anumită structură la acest seminar și pentru a ne ajuta să digerăm mai bine informațiile care vor fi oferite în decursul acestei discuții, eu am împărțit aceste metafore cât am putut în acord cu cele trei moduri ale naturii materiale. Și duminica trecută noi am discutat niște metafore în modul ignoranței. Astăzi o să discutăm de asemenea, vor fi unele metafore și în ignoranță, ele vor fi amestecate, tamas plus rajas, deci ignoranță plus pasiune. Dar în general, metaforele de astăzi vor fi în modul pasiunii și nu că înțelepciunea este în modul pasiunii sau în modul ignoranței. Înțelepciunea este transcendentală, dar persoanele, personajele care sunt implicate în aceste metafore, ele cumva fac parte de formele de viață în modul ignoranței sau în modul pasiunii, cum ar fi, de exemplu, scorpionul sau corbul, motanul, cred că mai mult în pasiune decât în ignoranță. Bun, duminica trecută, ca un reminder, și plus să introduc în temă pe musafirii care poate au lipsit duminica trecută, noi am discutat următoarele metafore. Noi am vorbit despre scorpionul ce își depune ouăle în grămezele de orez. Noi am vorbit despre doctorul Broască, care trăiește în Arezzo și v-am mătat acele poze de la Villa Maggi, deci unde sunt acele două broscuțe care au discutat despre natura Universului. Deci sunt întotdeauna știam că acele broscuțe există. Puteți să vedeți lecția trecută. Și am vorbit de asemenea despre metafora cu orbii care sunt conduși de orbi, am vorbit despre piatra de barcă de piatră, scuze, e cald, e chiar cald.
Am vorbit de asemenea despre metafora șarpelui hrănit cu lapte, viespea și omida. Am vorbit o metaforă foarte dură, care este folosită uneori deși la Prabhupada pentru a ne zgudui puțin, despre câinii, porcii, cămilele și măgarii, adică mentalitățile noastre animalice. Am vorbit despre broasca țestoasă oarbă, care iese la suprafața oceanului pentru a lua o gură de aer odată la 1000 de ani și își bagă capul printr-un inel printr-un inel în cadrul unei scânduri pe suprafața oceanului. Și în final am vorbit despre elefantul într-un magazin de porțional. Și astăzi o să discutăm următoarele metafore, dacă o să supraviețuim disconfortul termic, și o să încerc cumva să vă țin în viață, deci să vă țin cât o să pot. Și cum a spus Arerada, dacă vom simți necesitatea să facem 2 pauze astăzi, vom face 9 pauze ca să putem cumva să ne recurim puțin. Dar dacă o să vedem că nu experimentați NDA sau plecarea din corp, atunci o să continuăm în formatul obișnuit cu o pauză de 10-15 minute între acele 2 părți ale discuției de astăzi. Și vom vorbi despre metafora cu peștele pe plajă, pasărea în cușcă, mirajul din deșert, molia nebunită de foc, focul și vasul cu unt, modanul Sanyasi, renunțarea maimuței, Sfântul și Scorpionul, cobra pacifistă, lama ascuțită al unui brici, revină un șoarece înapoi, punar mușca bava, și logica corbului și fructului tal. Asta va fi cea mai filozofică și cea mai greu de perceput, dar totuși am lăsat-o la sfârșit. Să vedem, deci dacă nu o să avem energie, o las pentru data cealaltă, dar o să vedem cum mergem. Bine, atunci să trecem la aceste metafore și prima metaforă pe care o discutăm astăzi este faimoasa metaforă pe care Șrila Prabhupada deseori o folosea, este metafora cu peștele pe plaja de la Mamaia. Ani de zile un peștișor pe nume Gică a trăit o viață foarte obișnuită sub valurile Mării Negre. De la Mamaia, de lângă Constanța, undeva pe acolo. Și într-o zi, cumva, Gica al nostru a observat că pe plajă erau niște persoane care se bucurau de viață, care ascultau muzică, care erau foarte, foarte relaxați. Și, considerându-se un nonconformist contra sistemului, Gică rupe sistemul și sare din apă, direct pe nisipul însorit, pregătit să se distreze ca și oamenii normali. Și el imediat face rost de un scaun de plajă, el face rost de, nu știu, un telefon, un smartphone, el își ia o băutură rece, el își ia ochelari de soare, cremă de soare de asemenea. Și el se împrietenește cu drăguța Geta, eu țin minte maestrul meu spiritual când povestea această povestire, spunea și vază fișini. Deci, care era de undeva de la Costinești și a început să facă iubire chiar acolo, direct pe plajă. Deci a început să se bucure de viață cumva la maxim. Dar ceva nu era în regulă. Ceva nu era în regulă. Treptat, sentimentul de disconfort a lui Gicu și a lui Geta, cumva au definit foarte proeminente și apoi s-a transformat în anxietate, apoi s-a transformat complet în panică. Și în cele din urmă, gâfâind, Gica și-a dat seama, eu sunt în afara elementului meu natural. S-a întors înapoi în mare. Și morala pe care o povestea și la Prabhupada este că până în final, deci noi cu toții suntem, acum când ne aflăm în cadrul vieții materiale, noi ne aflăm în afara elementului nostru natural. Pentru că inițial noi cu toții suntem Sat, Chit, Ananda, noi suntem eterni,
Noi suntem plini de beatitudine și plini de cunoaștere spirituală. Noi facem parte din energia divină al Supremei Personalității, a Divinității, care afirmă în Bhagavad Gita Mama Evamsha Jiva Lokeya. Mama Evamsha, Amsha înseamnă parte integrantă fragmentară al Divinității Supreme. Și deoarece această lume materială nu este adevărată casa noastră, nicio cantitate de satisfacție materială nu poate satisface sufletul nostru, pentru că noi suntem în afara elementului nostru normal acum. Noi suntem acoperiți de corpul nostru fizic, de mintea noastră, care ne limitează foarte mult. Persoanele care povestesc de cei despre fenomenul acesta de NDA, Near Death Experience, ei spun cu toții, deci ei sunt diferite detalii pe care ei uneori le repetă, sunt detalii pe care ei nu le repetă când povestesc, dar un lucru de obicei comun pentru ei toți este că eu am început să văd 360 de grade în jurul meu simultan. Eu am început să aud diferite nuanțe ale sunetelor pe care nu le auzeam niciodată. Eu am început să văd culori pe care nu le-am văzut niciodată. Deci, ideea care este că corpul nostru ne limitează foarte mult simțuri. Deci noi acum sufletul interacționează prin intermediul corpului, la fel cum uneori când ai nevoie să faci diving, atunci tu interacționezi cu lumea subacvatică prin intermediul unui scafandru, dar nu este aceeași senzație cum ai fi tu atunci când nu ai corpul tău acoperit cu scafandru. Deci scafandru te limitează foarte mult. Și iată, cam asta este situația cu corpul nostru care ne limitează, situația cu viața pe care noi încercăm cumva să o trăim aici în cadrul existenței materiale, nu este elementul nostru natural. Și avem un citat foarte frumos, îl vedem aici pe screen, este un citat din Krishna Consciousness, The Topmost Yoga System, o carte scrisă de Srila Prabhupada, în care Dumnezeu explică: în lumea materială cu toții suntem angajați în diverse activități politice, filantropice și umanitare pentru a face viața materială fericită și prosperă, dar acest lucru nu este posibil. Trebuie să înțelegem că oricâte ajustări nu am încercat să facem în lumea materială, tot nu vom fi fericiți. Dacă scoți un pește din apă, îi poți oferi orice plăcere, dar deoarece peștele este un animal al apei, el nu poate fi fericit fără apă. În mod similar, noi toți suntem suflet, spirit, până când nu ne vom reîntoarce în lumea spirituală, nu vom fi fericiți. Și acest citat este răspunsul la frustrările noastre, la golul pe care îl simțim noi în sufletul nostru și pe care încercăm cumva să-l acoperim băgând televizorul, pornind telefonul și încercând cumva să acoperim acest gol cu substanțe chimice și așa mai departe. Dar aceste lucruri, chiar dacă cosmetic pentru, nu știu, pentru câteva clipe rezolvă situația, în final o agravează și mai mult. Prin urmare, sufletul devine fericit prin yoga, că atunci când el se reconectează cu persoana supremă a divinității. Bun. O altă metaforă terapeutică care este folosită deseori de înțelepții mistici este metafora cu pasărea în cușcă. De asemenea, Prabhupada deseori a folosit această metaforă și sursa acestei metafore este comentariul la următorul verset din Bhagavad Purana și Mad Bhagavatam, pe care îl vedeți aici pe screen, în care se afirmă: Dharma svanuștita pumsam vishvaksena katasu ya notpadayate tiratim shrama eva hi kevalam. Întreaga activitate a omului efectuată de el în funcție de poziția sa este o muncă inutilă dacă nu trezește în ea interesul față de mesajul personalității divinității, mesajul vedelor. Poza pe care o vedeți pe slide se numește Hei Doamnă, Hei Lady, treziți-vă, pentru că pasărea dumneavoastră moare de foame. Doamna este atât de preocupată să-și lustruiască cumva cușca aurită, încât a uitat complet de pasărea înfometată, care evident este aici în comă. Deci o vedem, pasărea este evident, ea este deconectată de corp, de realitate.
și ea are urgentă nevoie de atenție. Acum, versetul pe care îl vedem aici sus afirmă dharma svanuștita pumsam. Adică activitatea noastră pe care noi o înfăptuim conform dharmei, conform modului de a trăi corect în armonie cu Universul, în armonie cu legile subtile al Universului. Dharma Universului se mai traduce ca adevărată chemare sau menire pe care o avem noi în viața noastră. Sau uneori se mai spune că este adevărată chemare care permite ființei umane să joace rolul destinat în acest concert sau în această piesă cosmică. Și vedele descriu că există două darme pe care noi cumva simultan trebuie să le urmăm, două miniri sau două scopuri, două seturi de legi pe care noi trebuie cumva să le urmăm în viața noastră într-un mod foarte echilibrat. Și prima dharma sau primul rol pe care noi îl avem în existența noastră se numește gauna, dharma. Gauna înseamnă datoriile secundare. Te vedem aici pe screen. Uneori se mai spune sanatana, sanatana e mukhya, da. Gauna, dharma sunt datoriile secundare care sunt legate de sinele nostru personal sau de persoana noastră temporară, materială. Adică fiecare dintre noi acum, în funcție de karma, noi avem o anumită personalitate cu un anumit caracter. Cineva este mai agitat, cineva este mai lent, cineva este mai inteligent, cineva este cumva mai superficial, cineva este mai profund, cineva este mai extrovertit, cineva este mai introvertit. Deci în funcție de karma noi avem o anumită personalitate. Și pe lângă personalitate noi avem de asemenea cineva are corp de femeie, cineva are corp de bărbat, cineva este copil, cineva este adult. În funcție de vârsta noastră, de asemenea, noi avem anumite datorii prescrise. Deci datoriile prescrise al unui copil diferă foarte mult de datoriile prescrise al părintelui sau al persoanelor mature. Pensionarii n-au datorii, deci ei călătoresc, ei își caută de treabă, deci ei se bucură de viață. Da? Pe când ăștia mai tineri, deci ei acum își acumulează bani pentru pensie, da? Deci ei au, toți au diferite datorii. Și, deci, gauna dharma este legată de datoriile care sunt legate de specific de corpul nostru fizic în care ne aflăm acum în această reîncarnare, deci fie femeie, bărbat, mai știu, vârstă, și avem mukhya dharma sau sanatana dharma, dharma noastră eternă, datoria sau menirea noastră eternă al sufletului, datoriile specifice ce țin de suflet, de sinele nostru etern care nu se schimbă în funcție de karma. Deci noi, pe lângă personalitatea temporară pe care o avem acum în această viață, noi avem personalitatea noastră eternă al sufletului nostru, care are de asemenea anumite gusturi, are anumite talente, și fiecare suflet diferă de un alt suflet, la fel cum personalitățile noastre materiale diferă de alte personalități materiale, fizice. În mod similar, fiecare suflet este unical, inrepetabil, deci nu, niciodată nu există suflete gemene, da? Deci toate sufletele sunt complet diferite, cu un anumit potențial creativ foarte, foarte mare. Și aceste datorii care sunt legate de mukhya dharma sau de sanatana dharma, ele sunt dincolo de karma și dincolo de reîncarnare. Deci sunt datoriile pe care noi le facem în beneficiul sufletului nostru. Și viața înseamnă un echilibru dintre aceste două seturi de datorii, datoriile noastre materiale, sociale și datoriile noastre spirituale. Yoga nu înseamnă a cădea într-o extremă, în extrema când noi doar, cum Krishna definește yoga în Bhagavad Gita, yoga și karmasu kaushalam. Deci yoga înseamnă arta activității, arta activității într-un mod care te va eleva în viața ta spirituală, dar activității în cadrul existenței materiale. Și yoga înseamnă echilibru fără extreme. Deci eu am devenit complet renunțat și am căzut în extrema când eu complet mă dedic doar practicii de yoga într-o peștere de undeva din Transilvania. Deci nu, acest lucru nu o să funcționeze. Sau când eu într-un mod foarte cosmetic, deci cumva 15 minute pe zi meditez asupra mantrei mele pe care am cumpărat-o cu $50 de la Guruji
Și aceste 15 minute de sadhana, de meditație, it will do. Nu. Aici. Și una și alta este o extremă. Viața spirituală înseamnă a menține un echilibru foarte fin în care chiar și datoriile noastre prescrise în cadrul existenței materiale, noi le îndeplinim cu scopul de a beneficia din punct de vedere spiritual, ca sufletul nostru să primească un beneficiu și ca destinația sufletului nostru să fie încă un pas spre realizarea finală, realizarea spirituală. Și un detaliu foarte important, atâta timp cât un om nu este eliberat, el trebuie să-și îndeplinească datoriile sale specifice corpului în care se află potrivit principiilor dharmice. Acest sistem se mai numește Varnashrama Dharma. Deci când viața noastră umană este împărțită în patru etape. Prima etapă al vieții se numește Brahmacharya. Brahmacharya înseamnă etapa în care, de studenție în care noi acumulăm cunoaștere. A doua etapă se numește Grihastha. Grihastha înseamnă etapa responsabilității când noi acceptăm responsabilitate pentru familia noastră și pentru familia noastră extinsă, adică pentru societate. Apoi a treia etapă se numește Vanaprastha, când după 50 de ani noi cumva ne retragem deja din business, din activități și încet, încet delegăm lucrurile succesorilor noștri sau copiilor noștri. Și după 75 de ani, este ultima fază al vieții noastre, este faza renunțării, care se mai numește Sannyas, de la Sat Nyas. Deci a renunța la lucrurile temporare și a te dedica complet necesităților sufletului. Și până când noi nu suntem eliberați, noi trebuie să ne înfăptuim acest gen de datorii. Dar dacă toate preocupările noastre în viață și toată atenția și energia noastră sunt direcționate doar pentru a menține corpul nostru fizic și datoriile noastre temporare, atunci, cum face afirmația acest verset aici, Shrama eva hi kevalam. Deci Shrama eva hi kevalam înseamnă el doar își roșește viața pentru o muncă inutilă. Și în comentariul său la acest verset și la Prabhupada explică, el spune, sufletul sau sinele nostru este transcendental față de corpul grosier și mintea subtilă. Doar satisfăcând corpul și mintea fără a cunoaște nevoile sufletului adormit, omul nu poate obține fericirea adevărată. Pentru a mulțumi o pasăre nu este destul să-i curățăm pur și simplu coliva. Noi trebuie să știm care sunt nevoile reale ale păsării însăși. Nevoile sufletului spiritual constau în ieșirea dincolo de limitele înguste ale sferii de robie materială și îndeplinirea dorinței lui de a obține libertate deplină. Această libertate deplină vine de la el atunci când el se întâlnește cu spiritul perfect, personalitatea divinității. De aceea noi trebuie să ne ocupăm cu activități care trezesc în noi conștiința divină. Și versetul spune aici că întreaga activitate omului efectuată de el în funcție de poziția sa este o muncă inutilă dacă nu trezește în ea interesul față de mesajul personalității divinității. Deci toate activitățile noastre fizice, atâta timp cât noi nu cultivăm un interes față de cunoașterea spirituală, Shrama eva hi kevalam. Și acum încă un exemplu foarte frumos în această referință despre aceste două tipuri de dharma. Am putea spune că într-un sens gauna dharma sau dharma noastră temporară, fizică, al corpului nostru fizic, care presupune de asemenea cultivarea modului bunătății, este asemănătoare intrării în aeroport. Deci gauna dharma ne ajută să intrăm în aeroport. Când noi ne îndeplinim datoriile noastre de grihastha, de brahmachari, de sannyasi, vanaprastha, datoriile noastre de femeie, de soț, de copil, de student, de orice. Nu? Deci când noi le înfăptuim aceste datorii într-un mod evlavios, într-un mod pios, acest lucru este ca și cum noi am intrat în aeroport. Deci asta ne ajută și să intrăm în aeroport. Dar aeroportul în sine nu este scopul. Deci da, e răcoare acolo, e frumos, duty free, oamenii sunt frumoși îmbrăcați, dar scopul tău de a intra în aeroport nu este doar să-ți petreci timpul în aeroport, scopul tău este să decolești și să zbori mai departe. Și iată, mukhya dharma sau sanatana dharma, dharma noastră primară, înseamnă decolarea și zborul în avionul către destinația finală. Deci asta este relația dintre aceste două datorii pe care noi le avem.
Dar dacă noi suntem concentrați doar pe datoriile noastre materiale, shrama kevalam, noi doar ne pierdem timpul și pasărea noastră intră în comă. Pasărea noastră moare. Bun. Sunteți în corp? Sunteți vii? Bine. E o austeritate, știu, e una dintre cele mai călduroase zile în decursul acestui an. Un disconfort termic foarte mare, dar tapodiveam. Deci asta este asceza pe care o îndeplinim într-un mod conștient și vă sunt foarte recunoscător. Bun, haideți să mergem mai departe. Încă o metaforă pe care Șila Prabhupada deseori o folosea era metafora cu mirajul din deșert. Mriga Trishnirupa. Și sursa acestei metafore este următorul verset din Shrimad Bhagavatam 7.9.25, în care Shukadeva Goswami afirmă: în această lume materială, orice entitate vie răvnește fericirea în viitor, ceea ce este exact ca un miraj în deșert. Unde este apa în deșert? Sau altfel spus, unde este fericirea în această lume materială? În ceea ce privește corpul, care este valoarea sa? Este doar o sursă a diverse boli. Cei care nu sunt capabili să-și stăpânească simțurile fug după așa numită fericire a lumii materiale și nu ajung niciodată la concluzia corectă. Și acum să ne imaginăm o aventură periculoasă și plină de peripeții printr-un deșert imens, să spunem Sahara, unde primejdea se află la fiecare pas și orice mișcare pe care o facem poate fi cumva ultima, dacă nu suntem atenți. Și scopul acestei călătorii este de a găsi o comoară. Și pentru a o descoperi este necesar ca tu să parcurgi un drum anevoios, un drum foarte dificil, neștiind cu siguranță dacă chiar există această comoară sau nu există. Și la un moment dat ne imaginăm cum simțim că nisipul ferbinte pe care noi pășim își pierde din densitatea sa și noi începem ușor, ușor, cumva să ne scufundăm în nisipul respectiv, pierdem o grămadă de energie ca cumva totuși să ne eliberăm din aceste nisipuri și investim toate rezervele noastre de energie, toate rezervele noastre de apă au fost absorbite de nisip și totuși cu ajutorul voinței noastre, cu ajutorul unui supraefort, noi cumva am reușit să ne eliberăm de aceste nisipuri și după aceea slăiți complet de puteri, complet lipsiți de energie, noi începem să mergem mai departe în acest deșert, în toate zile, pe la ora 1 sau 2 de zi. Și la un moment dat, deci noi vedem în zare, noi putem distinge câteva forme care aseamănă cu un lac sau cu un râu, cu apă foarte proaspătă. Și noi ne îndreptăm, din ultimele puteri, noi ne îndreptăm spre acel lac, dar ghinionul este că cu cât avansăm mai mult spre lacul respectiv, cu atât și lacul respectiv devine mai îndepărtat de noi. Și atât cam asta se întâmplă în cadrul existenței materiale, că mai am încă puțin de muncit, mai am încă puțin să mai depun un efort, las că îmi schimb jobul și o să fie mai bine, sau las că îmi schimb mașina și o să fie mai bine, las că îmi schimb soție, o să fie mai bine, las că îmi cumpăr o haină și o să fie mai bine, deci las că, nu știu, fac ceva schimbări exterioare în viața mea și fac încă un pas spre fericire și o să fie mai bine, dar cu fiecare pas, chiar dacă am atins realizarea acestei dorințe materiale, ne-am bucurat 5-10 minute cu ea și după aia la revedere, anxietate. Trebuie să generăm o altă dorință, un alt miraj pe care noi încercăm cumva să-l ajungem. Și în comentariul său la acest verset și la Prabhupada explică, el spune că există un cântec în Bengal care afirmă: am construit această casă pentru fericire, dar din păcate a luat foc și acum totul este scrum. Și atât, acest lucru exact ilustrează natura energiei materiale cu care noi avem de a face în cadrul existenței materiale. Și în funcție de context, cuvântul Maya sau iluzie cosmică este tradus ca iluzie, magie, aparența care păcălește sau înșelătorie, halucinație, ceea ce nu există,
potența ignoranței, energia prostiei. Această listă am făcut-o pe parcursul anilor. Deci cumva am, tot când vedeam încă o definiție al Maiei, cumva mi-o notam. Marea puterii cosmică al iluziei, umbra energiei interne, reprezentarea umbroasă și un miraj al realității. Și la Prabhupada deseori când vorbea despre Maia, el vorbea anume în contextul unui miraj. Acum, un detaliu foarte important în explicația acestei metafore este că apa în sine este reală. Fericirea în sine este reală. Ananda Maya Bhyasyat. Vedanta afirmă că Divinitatea Supremă este Ananda Maya, da? El este plin de beatitudine. Și noi, cum am vorbit acum câteva minute, Mamai Vamsha Jiva Loke, deci noi fiind parte fragmentară, integrantă din Divinitatea Supremă, noi avem aceeași necesitate de Ananda. Deci noi, de asemenea, sufletul după natura lui, el tânjește după Ananda. Când odată și la Prabhupada a fost întrebat care este scopul vieții umane, Prabhupada a spus is to enjoy. Deci scopul vieții umane este de a te bucura. Și devotații erau ceva de gen wow, și la Prabhupada, deci noi ne gândeam că scopul vieții este de a controla simțurile. Prabhupada spunea că nu, scopul vieții este de a te bucura, dar de a te bucura nu de ananda materială, care este temporară și trecătoare și care invocă karma, dar de ananda spirituală. Și aici e un detaliu foarte important. Viața spirituală nu ia de la tine ceva. Viața spirituală îți oferă. Și noi deseori, cumva, senzația este că tradiția spirituală cumva îți impune reguli, regulamente care îți limitează bucuria ta. Și da, când ești bolnav și te afli în spital, cumva ești limitat. Dar această limitare temporară este prescrisă ca tu să te vindeci. În mod similar, da, acum regulile de yama și niyama sau regulile de sadhachara care sunt impuse de viața spirituală, ele nu sunt oferite pentru a ne limita pe noi, ele sunt oferite pentru a ne vindeca și pentru, în final, a ne da posibilitatea ca noi să resimțim ananda adevărată sau beatitudine adevărată care este parte integrantă al sufletului. Și aveam acest verset foarte frumos din Shvetashvatara Upanishad, eu l-am mai folosit în decursul seminariilor noastre, poate vă aduceți aminte, dar versetul e foarte frumos în care se spune că voi toți, fii ai nemuririi, ascultați, voi care ați locuit cândva în împărăția divină, sunteți meniți pentru nectar, amrita, nu pentru mirajul vieții spirituale. Deci, încă o dată, Ananda Maya Bhyasyat, suprema personalitate a divinității, prin natura sa este plină de beatitudine. Și fiind parte fragmentară din divinitatea supremă, noi de asemenea tânjim după Ananda, dar în loc de a o căuta în interiorul nostru, noi încercăm să căutăm această fericire, această pace, șanti, noi încercăm să o căutăm în exterior. Uneori maestrii spirituali când vorbesc despre acest aspect, despre căutarea noastră al anandei, al fericirii în exterior, dau exemplul moscului. Hai că-l vedem aici. Deci moscul e un animal foarte interesant care este răspândit în întreaga Asia. Și uneori el mai este numit vampirul pentru că are doi colți aici în față, dacă vedeți. Da? Și el numit este cerbul vampir sau cumva așa el, căprioara vampir, așa îl numesc. Dar nu, este vegetarian, deci nu are el nimic cu vampirismul. Și trăsătura specifică al moscului este că el are o glandă mirositoare numită săculețul cu mosc, care se află cumva lângă buricul lui. Și când într-o anumită perioadă al anului, cumva, această glandă emite o aromă, chiar și în parfumerie, deci este folosită glanda respectivă pentru a face, e ahimsa, deci evident nu e ahimsa, deci nu e parfum ahimsa, nu este parfum care nu implică violență. Dar în India, deci ei folosesc această glandă, mie țin minte odată Govinda Maharaj a povestit că, nu, și la Shivram Maharaj povestea cum Govinda Maharaj i-a dus un cadou lui. Și i-a dus un cadou exact o glandă din asta al cerbului de mosc uscată, care
toată casa era plină, deci casa lor din Vrindavna, toată era plină cu această aromă de mosc. Lui cineva i-a dat-o, el a adus-o prietenului său cel mai bun, deci lui Shivaramaswami. Anyway, nu știu ce au făcut ei cu ea, dar cum a țin minte, cum Guru Maharaj povestea, că era, toată casa era timp de săptămâni, după aia era umplută cu aroma respectivă. Și toată ideea este că când moscul simte această aromă, el ca nebun începe să fugă în toată pădurea în căutarea aromei. Unde e aroma? Deci unde e sursa acestei arome? Și el nu înțelege că de fapt aroma vine din corpul lui, este produsă din corpul lui, din buricul lui. Și atât în mod similar, deci noi tânjim după Ananda și încercăm să o găsim în droguri, încercăm să o găsim în iarbă, încercăm să o găsim în mâncare, încercăm să o găsim în sex, în droguri, în somn, în activități materiale, satvice, rajasice, tamasice, dar nu înțelegem că în final Ananda aceasta este în interiorul nostru și viața spirituală înseamnă antaraniștha care loka bahavyavahare. Deci, tu din punct de vedere exterior trebuie să-ți continui datoriile tale, dar încet, încet tu trebuie să te duci în interiorul tău. Antaraniștha. Antaraniștha înseamnă du-te în interior. Nu căuta în exterior, du-te în interiorul tău. Bine. O altă metaforă terapeutică pe care o să o discutăm astăzi este metafora descrisă în canto 7 din Shrimad Bhagavatam despre molea nebunită de foc. Patanga Nyaya. Și sursa acestei metafore este următorul verset din Shrimad Bhagavatam pe care îl vedem aici pe slide, care spune: cel ce nu a reușit să-și stăpânească simțurile, imediat simte atracție atunci când vede forma unei femei sau unui bărbat care este creată de energia iluzorie a Domnului Suprem. Într-adevăr, când femeia vorbește cu cuvinte atrăgătoare, zâmbește seducător și își mișcă corpul într-un mod senzual, mintea bărbatului este imediat capturată și astfel cade, orbește în întunericul existenței materiale, la fel cum molea înnebunită de foc se aruncă, orbește în flăcările sale. Acum, acest gen de afirmații din Bhagavatam trebuie să le înțelegem într-un mod corect. Aceste versete nu trebuie să devină o bâtă în mâna noastră, ca noi să ne batem soțiile, că tu, molie, sau tu, focule, dă-te de la mine, tu, personificarea energiei iluzorii. Nu. Aceste versete ne învață pe noi cum să ținem o distanță corectă cu soțul nostru, cu soția noastră, o distanță care nu trebuie să fie prea îndepărtată și în același timp nu trebuie să fie prea, prea apropiată, în care noi ne sufocăm reciproc. Nu? Și versetul cumva încearcă doar să descrie natura atracției materiale sau consecințele atracției față de trupurile noastre, față de corpurile noastre, doar pentru scopul de a-ți bucura dorința ta sexuală. Deci nu pentru a interacționa cu soția ta ca cu un suflet, dar de a interacționa cu ea ca o mașină pentru sex. Și atunci când aceasta este cumva conceptul tău sau ideea ta al relațiilor voastre, you are in trouble. Și Bhagavatam ne avertizează. Cum, explicând semnificația acestui verset, comentatorii explică în această privință, ei mai dau încă câteva metafore și ei spun, deci, la fel cum molea este omorită de atracție față de forma focului. Sunt convins cei care, dintre voi care au case și nu stau la apartament, poate uneori ați mai aprins lumânări seara, vara, da? Deci noaptea. Și atunci dimineața puteți să găsiți o grămadă de musculițe care au fost arse, au intrat direct în foc. Deci pentru molie, pentru musculițele de noapte, focul reprezintă ceva super magic, foarte, foarte atractiv. Și musculițele sunt atrase, intră în foc și arde. Exact cum aici vedem pe poză. Dar comentatorii mi oferă încă câteva exemple. De exemplu, exemplu cu albinuța. Albinuța care este foarte ușor omorită din cauza atracției sale față de mirosul florilor. Și sunt unele flori care albinuța intră și floarea, pac, se închide și floarea o digeră după aia, digeră musculița sau albinuța respectivă. Sau, și de ce? Pentru că albinuța este atrasă de miros. Da? Deci, molea este atrasă, molea nu-și stăpânește ochii, albinuța nu-și stăpânește nasul, simțul oflativ, da?
olfativ, scuze. Simțul olfativ. Da. Elefantul. Cum sunt prinși elefanții de obicei? Deci, elefanții sunt tancurile pădurii. Deci, nu este ușor să prinzi un elefant. Dar foarte simplu. Deci, scoți în fața elefantului o femelă elefantă și elefantul, gata, devine nebun și merge direct, merge după ea. Deci, merge după ea în cușcă, acolo unde este prins de vânătorii respectivi. Așa sunt prinși elefanții. Deci, elefantul nu știe să-și stăpânească organele genitale. Deci încă un simț foarte, foarte puternic. Sau un cerb. Cum este capturat un cerb în timpurile vedice? În orice caz, ăsta este un exemplu din scripturile vedice. Cerbii sunt atrași de cântecul flautului. De cântecul flautului. Deci ei nu știu să-și stăpânească urechea. Și atunci, prin cântecul flautului, cerbul este iarăși atras și prins și capturat, pus în cușcă. Acum peștele, eu țin minte cum de vămrit am ajutat povestea acest exemplu. Cei care îl cunoaște sau au văzut lecțiile dumnealui, deci el, prezentările lui sunt foarte, foarte haioase, foarte umoristice. Și el povestea iarăși, deci cum odată un pește care era foarte, foarte flămând, deci el cumva plutea și la un moment dat el vede o momeală. Momeală se numește, da, o momeală. Și cumva inteligența micuță, e micuță, dar totuși e o inteligență acolo în căpușorul peștelui. Începe să-i spune că something is fishy here. Dar nasul lui sau limba lui este foarte puternică și da, e fishy, dar eu vreau să mănânc până la urmă. Și peștișorul atunci se apropie mai aproape de momeala respectivă. Și știți cum fac pescarii? Deci pescarii când uneori îi mai trag de momeală ca ea să se miște puțin și atunci senzația este că ăsta este cu siguranță un vermișor care se mișcă. Și peștele se gândește, it's fishy, dar totuși seamănă foarte mult cu un vermișor și eu vreau să mănânc. Și mirosul, oh, mirosul ăla care vine de acolo, deci este atât de atractiv. Și el se apropie tot mai aproape, mai aproape, face niște runde în jurul momelei, da? Și tot cugetează, se gândește că nu, e ceva periculos. Nu, dar vreau să mănânc, nu, dar miroase bine. Și el tot gândește, gândește, gândește și la un moment dat, deci nu mai rezistă și spune, hai să gust măcar o bucățică. Da? Și atunci el gustă o bucățică și știți, cei care v-ați ocupat vreodată cu pescuitul, ați văzut, cum se numește prostiuța aia de, cum? Pluta? Pluta aia, ați văzut cum se mișcă la început de câteva ori. Tintin, aia înseamnă că peștișorul nostru, el a gustat de câteva ori din momeală, să fie sigur că e bună. El a gustat și pofta lui este stârnită și mai mult. Și atunci, la un moment dat, el nu mai știe să-și stăpânească limba și el înghite momeala și știm cu toții ce se întâmplă mai departe. Și iată, aceste exemple sunt oferite de Shrimad Bhagavatam pentru a ne arăta care sunt consecințele inabilității de a stăpâni simțurile. Noi trebuie să stăpânim simțurile, nu simțurile să ne direcționeze sau să ne stăpânească pe noi. Și persoana ce dorește să învețe detașarea de la iluzia materială trebuie să accepte aceste cinci creaturi neajutorate ca pe guru și să învețe minte de la ele. Asta este afirmația din Shrimad Bhagavatam în finalul descrierii acestor fenomene. Că acceptați pe peștișorul, pe cerbul, pe elefantul, molea, acceptați ca pe niște shiksha guru care vă învață prin exemplele lor lucrurile care nu trebuie făcut și care sunt consecințele. De aceea, un transcendentalist este dhira. Dhira înseamnă cel care își ține simțurile sub control. Bun. Rezistăm? Mergem mai departe? Bine. Încă o metaforă foarte frumoasă care ne învață minte, care deseori de asemenea era folosită deși la Prabhupada, este metafora cu vasul cu unt. Agni pramada nama grihita kumbha sama puman. Și poza asta e chiar haioasă, da? Că years of meditation and then suddenly, ups! Da? Și
Metafora este bazată pe acest verset din Shrimad Bhagavatam, în care se spune: femeia este comparată cu focul, iar bărbatul cu un vas cu unt. De aceea bărbatul trebuie să evite să se asocieze chiar și cu propria sa fiică într-un loc retras. Similar, ar trebui să evite asocierea cu alte femei, trebuie să se asocieze cu el doar pentru treburi importante și altfel în niciun caz. Nu este vorba despre soția noastră, evident, deci este vorba despre alte femei. Și Shrila Prabhupada explică în comentariul său la acest verset, el spune, oricât de congelat n-ar fi untul. Iată, eu știu, Moksharupa, când are mai mult unt decât avem nevoie, deci el pune în congelator. Și după aceea când îl scoți de acolo, el e ca piatra, el este foarte tare. Și iată, indiferent de cât de congelat n-ar fi untul, deci cât de saniasi nu ne-am considerat noi bărbații, că eu fac față la orice manifestare al maiei, al energiei iluzorii în formă de femeie atractivă. Deci chiar dacă este ea, coincide cu exact cu parametrii care îmi place mie. Deci exact dimensiunea, bun, nu o să intrăm în detalii. Deci culoarea părului, culoarea ochiului, nivelul de inteligență, să nu fie prea inteligentă, pentru că tot doesn't work. Da? Deci am nevoie exact de nivelul de inteligență ca să o manipulez. Da? Deci cât de înghețat n-am fi noi, cât de, cum să spun, cât de macho, cât de tari n-am fi noi în ideea că noi o să putem să o manipulăm, să o controlăm, da? Că noi o să putem să o exploatăm, momentul în care tu te apropii prea aproape de femeie, cât de înghețat n-ar fi untul, untul începe să se topească. Inteligența bărbatului începe să se topească. Încet, încet, dar el nu mai ia decizii adecvate. Și Prabhupada explică în comentariu, el spune că dacă focul și vasul cu unt sunt ținute împreună, inevitabil untul din vas începe să se topească cu siguranță. Oricât de avansat ar fi cineva în controlul simțurilor, este aproape imposibil pentru un bărbat să se controleze în prezența unei femei, chiar dacă este propria sa mamă, fiică, discipulă sau soră. De ce înțelepții vedici, comentatorii vorbesc despre chiar de prezența mamei, fiicii sau sorei? Pentru că în istoria umanității au fost cazuri. Deci au fost cazuri. Deci nu degeaba Scriptura vorbește despre acest lucru. Și unul dintre cazurile cele mai controversate este cazul însuși al Creatorului Universului, al Domnului Brahma. Domnul Brahma, care la un moment dat al creației Universului, la începutul Universului, când el a creat diferite ființe vii, el a fost atras de propria lui fiică, Brahma, deci cel mai important semizeu din cadrul Universului. Și el a devenit pradă sexului opus. Și interesant că școala lui Madhavacharya, ei spun că nu, această parte din Shrimad Bhagavatam este o interpolare. Deci Brahma n-are cum. Deci, de ce? Pentru că Brahma este fondatorul succesiunii disciplice și noi aparținem la Brahma Madhava Sampradaya. Dar domnul Chaitanya n-avea nicio problemă cu acest exemplu, pentru că acest exemplu nu arată imperfecțiunea lui Brahma, acest exemplu doar arată cât de perfectă este energia iluzorie sau natura iluzorie, natura materială. De aceea, în cultura vedică, în cultura spirituală, asocierea dintre bărbat și femeie era limitată. Deci ea nu era complet respinsă, dar ea avea anumite parametri corecte, da? Pentru că dacă te apropii prea aproape, focul devine doar mai mare, din cauza untului. Și de aceea în cultura vedică, de exemplu, noi când ne adresăm femeilor, noi folosim cuvântul respectuos Mataji. Deci Mataji înseamnă mamă. Deci este un cuvânt foarte respectuos, Mataji. Da? Uneori în India ei folosesc cuvântul Didi. Didi înseamnă soră. Da? Dar Prabhupada spunea, I'm not into this Didi. Deci Mataji, deci femeie, scuze, a ieșit din mine. Mataji înseamnă
Mama, e chiar cald afară. Și odată maestru spiritual al lui Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, când a venit o femeie care avea, era în vârstă, și ea vrea să vorbească cu el tete-a-tet, față în față, și a spus că, Guru Maharaj, eu am o problemă și vreau să discut în privat cu dumneavoastră. Bhaktisiddhanta Sarasvati a spus, scuze, dar tu poți să vorbești în prezența secretarului meu. Da, noi nu o să vorbim, nu o să ne asociem niciodată unul la unul. Și Bhaktisiddhanta Sarasvati a citat exact acest verset, în care se spune că untul, cât de înghețat n-ar fi, dar în prezența focului el se topește, în mod similar. Cât de saniasi renunțat n-ai fi tu, dar în prezența sexului opus, mintea noastră cumva funcționează într-un mod foarte, foarte ciudat. De aceea există o anumită cultură, există o anumită etichetă în care relația dintre bărbați și femei este reglementată de scripturile vedice. Ea trebuie să fie foarte respectuoasă, ea nici de cum nu trebuie să fie negligentă, ea nu trebuie să fie o relație de dominație, că eu sunt bărbat, tu ești femeie, sau, nu știu, eu sunt femeie, sunt mai deșteaptă și tu ești prostul bărbat, nici într-un caz. Dar există această etichetă în care femeile sunt tratate cu cel mai mare respect, dar în același timp la o anumită distanță respectuoasă. Bun, și acum ajungem la o metaforă foarte interesantă, nu cred că ați auzit-o vreodată, pe celelalte le-ați mai auzit aici în cadrul lecțiilor noastre, dar aceasta este metafora despre motanul sanyasi, vai dala vrata. Când Baldeva a tradus pisicuța sanyasi, eu am făcut-o mai dramatic, deci am pus motanul sanyasi. Și sursa acestei metafore este o povestire din Mahabharata. Eu nu mai țin minte cine cui a povestit-o. A fost povestită pe câmpul de luptă de la Kurukshetra. În cadrul acelei lupte au fost foarte multe metafore, inclusiv metafora cu lebăda și cioara sau corbul, dacă țineți minte, Shalya a încercat să-l descurajeze pe Karna. Și iată, aici avem încă o metaforă de acest gen, în care se povestește cum odată un motan mai bătrân, care era deja greu să prinde șoareci pentru mâncare, nu mai putea să alerge rapid după șoricei și el deja timp de foarte multe zile la rând se simțea înfometat, deci el nu mai avea de mâncare și era foarte slăbit. Și într-o zi, când el mai hoinărea pe undeva pe lângă case, era un parc sau nu știu ce era acolo, deci el a văzut un sanyasi care stătea pe pământ, așezat, cu ochii închiși și medita. Și el a văzut cum oamenii, din apreciere față de acest sanyasi, sanyasi înseamnă călugăr, da? Sat nyas, deci cel care a renunțat lumea materială. Din respect față de acești sanyasi, oamenii aduceau tot felul de lucruri de mâncare, aduceau diferite cadouri și interacționau cu sanyasiul revelându-și inima lor, punând diferite întrebări și sanyasiul le răspundea lor, încuraja ca ei să-și urmeze dharma și ca remunerare oamenii îi ofereau acestui sanyasi, îi ofereau dakshina. Deci dakshina înseamnă un gen de cadou sau dar în formă de diferite produse, diferite lucruri de mâncare. Fructe, banane, poate, nu știu, orez, ceva de mâncat, dulce și așa mai departe. Și motanul, când a văzut această scenă, el a decis că, wow, da, asta este o idee foarte bună. Eu pot să-i urmez exemplu. Și atunci el a luat o bucată de pânză de culoare roșie, culoarea sofranului, cum vedem aici hainele lui Srila Prabhupada. El s-a îmbrăcat ca un sanyasi și a pus tilak, și a pus kantimala, a cumpărat la Nina de la magazin, a cumpărat un săculeț pentru japa, pentru mergelele de meditație. S-a așezat și timp de 3 zile, și el s-a apropiat de o colonie de șoricei, deci el știa unde e colonia respectivă. S-a apropiat acolo, s-a așezat în centrul parcului și a început să mediteze.
Și timp de trei zile, deci el își cânta runde de dimineață până seara, Hare Krishna, Hare Krishna, cu ochii închiși, foarte meditativ, foarte demonstrativ. Și încet, încet șoricerii au început să iasă din gaurile lor, au început să se apropie cumva de el și tot urmăreau după el să vadă, este un impostor, până la urmă e motan, da? Deci e primejdios. Dar după trei zile, deci ei ajung la concluzia că nu, motanul n-a mâncat nimic, motanul era doar preocupat de meditație, prin urmare e un motan autentic, deci e un sănease autentic. Și între timp, motanul a început să organizeze satsanga, deci un program de asociere spirituală duminicală. El a început să organizeze programe de kirtanuri, programe de lecții, prasadam nu, pentru că nu avea de unde, dar în timpul discursurilor sale, șoricei au devenit foarte entuziasmați, mulți dintre ei au devenit cumva urmașii motanului, sannyasi, și când ei puneau întrebări, fiecare răspuns se încheia, răspunsul motanului se încheia cu și de asta trebuie să mâncați mai bine. Și de aceea trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră. Deci înțelegeți hintul. Și atât au mai trecut încă câteva zile și populația șoriceilor cumva a început să se reducă. Deci într-un mod misterios. Și în același timp motanul devenea tot mai grăsuț, mai rotungel. Și într-o zi un șoricel care era mai tânăr, deci el a venit la motan și a început să vorbească cu el despre vegetarianism, despre yoga, despre spiritualitate, despre dharma, realizarea sinului, despre chakre, despre tot ce e necesar să știi pentru a avansa spiritual. Și discursul a durat ore și ore în șir și la un moment dat, când motanul deja n-a mai rezistat, lui s-a făcut foame, motanul doar a sărit asupra șoricelului încercând să-l prinde, dar șoricelul fiind isteț și fiind tiner, repede a sărit și s-a băgat în gaura lui și motanul l-a urmat. Și motanul la un moment dat a spus, și de ce te ascunzi de mine? Deci, eu doar am vrut să fac un test cu tine ca să văd care este reacția ta, să văd cât de dedicat tu ești, cât de predat tu ești. Da? Și șobolanul atunci, sau șoricelul spune că ai fi un motan învățat care știe vedele, dar tot ai rămas un prădător căruia îi place sângele de șobolan. Și atât când maestrii spirituali explică morala acestei povestiri despre Vaidala Vrata, ei spun că Vaidala Vrata sau jurământul unui motan se referă la spiritualitatea motanului, la deghizarea materialismului sub aparență de pietate. Deci când cineva face doar o carieră din spiritualitate, când cineva folosește spiritualitatea doar pentru a-și câștiga traiul de viață. Deci nu este spiritualitatea o metodă pentru a atinge prayojana, scopul final al vieții, cum și la Shachinand Maharaj, deci îl spune, cine este un discipol? Da? Un discipol este o persoană care este prayojana bodhi. Prayojana bodhi înseamnă cel care ține în minte prayojana, scopul final al vieții. El este un prayojana bodhi, deci el știe unde mă duc. Și pentru a atinge acel scop final, el urmează o anumită practică de sadhana. Dar sunt persoanele impostoare, așa numiții asad guru, care fac o carieră din spiritualitate, fac o carieră din acest business de guru, își atrag urmași care îl mențin sau îi mențin financiar și doar îi abuzează, exploatează discipolii emoțional, din păcate. Știm câte scandaluri sunt în zilele de astăzi când așa numiții guru și exploatează mai ales discipolele femei din punct de vedere sexual. Și Shrila Prabhupada spunea, vedem acest citat, aici Prabhupada spune că obiceiurile oricui, chiar și dacă îi oferi o poziție înaltă, nu pot fi schimbate. Dacă faci un câine rege, imediat se va da jos de pe tron și va roade pantofii. Sau dacă faci un motan sannyasi, la prima oportunitate el sare asupra șoriceilor. Și iată în mod similar, cei care într-un mod prematur acceptă sannyas, da? Sau renunță la ordinul, devin
membrii a ordinului renunțat de viață, cei care într-un mod prematur cumva se călăguresc, deseori se întâmplă în jurul lor diferite scandaluri de acest gen. Și chiar dacă ei sunt mai în vârstă, și istoria, mai ales în vest, în Statele Unite, arată că omul, din punct de vedere, arată foarte spiritual, este un mare guru cu sute și mii de discipoli sau de followers. Un prieten de-al meu, Madan Mohan Prabhu, îl spune, el face un joc de cuvinte referitor la followers. Deci, cine este un follower? Deci, fall over. Deci, el pică peste tine. Deci, fall overs you. Da? Deci, el are foarte mulți fall overs. Deci, cei care pică peste tine și trebuie să-i târâi după tine. Da? Anyway, e un joc de cuvinte. Dar, nu știu, sunt acei mistici care vorbesc cu îngerii, care au tot felul de experiențe extrasensoriale, faimoși instructori de yoga, dar la prima oportunitate, pac, scandaluri sexuale, droguri, alcool, machinații financiare, abuzuri sexuale și așa mai departe. Prin urmare, vedele ne avertizează. Și avem aici un citat foarte frumos din Manu Samhita și avem această poză cu motanul Sanyasi care face yoga. Deci, și poza respectivă este de pe un barelief, de pe peretele unui templu antic indian din Mahabaleshwar. Deci, sculptura asta are minim câteva sute de ani. Da? Și reprezintă exact metafora despre motanul Sanyasi. Bun, dar să vedem acum citatul. Deci, citatele respective apare în Dharma Shastra, în Vishnu Smriti și în Manu Smriti, unde se afirmă: persoanele pioase nu trebuie să acorde nici măcar un strop de apă unui ipocrit Dharmadvaji, cel care face un spectacol din spiritualitate. Dharmadvaji înseamnă cel care flutură steagul religiei. Uitați-vă la mine cât de spiritual sunt eu, cât de renunțat sunt eu, cât de învățat sunt eu. Deci, el ține, în termenii sociologici, acest fenomen se mai numește triumfalism religios. Deci, când tu încerci la fiecare oportunitate să subliniezi că eu sunt creștin, sau eu sunt Hare Krishna, eu sunt Vaishnava, eu sunt Shaiva, eu sunt budist, da? Sau eu sunt Shakta. Deci, asta este triumfalism religios, pentru că vedele spun Gopayet Devatam Ishtam, Gopayet Guru Atmana, Gopayet Chanijam Mantra, Gopayet Nija Malikam, Gopayet Devatam Ishtam, ascundeți religia. Deci e un lucru privat, e un lucru foarte confidențial. Nu povesti nimănui despre pe cine îl vinerezi tu în inima ta. Deci este un lucru confidențial. Gopayet Devatam Ishtam, Gopayet Guru Atmana. Nu povesti nimănui despre relațiile tale confidențiale cu maestru tău spiritual. E ceva sacru. Gopayet Nija Malikam, da? Nu-ți arăta japa mala, nu-ți arăta atributele tale spirituale. Ele trebuie să fie acolo la locul lor, dar tu nu le scoți în evidență. Știți cum yoginii din București, deci își pun malele alea mari, deci peste tot male, tot cercei cu rudraksha, pe frunte rudraksha și așa mai departe. Deci lucrurile astea sunt confidențiale. Ele uneori sunt apropiate când avem festivaluri sau când suntem în pelerinaj, it's ok, dar altmintere e un lucru confidențial. De aceea, deci încă o dată, versetul spune: persoanele pioase nu trebuie să acorde nici măcar un strop de apă unui ipocrit Dharmadvaji, cel ce face un spectacol din spiritualitate, unui impostor fățarnic ce dorește mereu bogăția altora, unui înșelător invidios și blasfemitor ce urmează jurământul motanului. Un brahmana impostor care urmează jurământul stârcului este cel ce întotdeauna privește în jos pentru a crea un spectacol de smerenie. Și aceasta se numește, asta e Vaidala, acesta se numește Bakavrata. Bakavrata înseamnă jurământul, cum Baladeva te-a tradus, stârcului. Stârcul se uită în jos, deci el stă pe un picior, ca yoginii care stau pe picior, se uită în jos, stă într-un râuleț și în momentul imediat cum trece un peștișor mai mare, pac, și el cu clanțul său l-a prins și l-a mușcat. Dar așa arată foarte renunțat, foarte, foarte zen. Dar orice bruscuță, care e mai mare, mai grasă, pac, și-a mâncat-o.
Asemenea, oameni fac spectacol din religiozitatea lor pentru a impresiona femeile și oamenii simple, pretinzând că actele lor păcătoase sunt de fapt activități pioase. Câte prostii s-au făcut în numele sexului tantric, Doamne ferește, câte abuzuri s-au făcut. Da? Cum a povestea cineva că când a vrut să devină parte din grupul Bivoloară, primul lucru care i s-a cerut era poza în bikini. What? Anyway. Deci dacă cineva acceptă simptomele și ocupația unui statut pentru care nu este calificat, el este vinovat de încălcarea principiilor darmice și ca rezultat al acestor păcate el va lua naștere ca un animal. Deci vedele ne avertizează, fiți atenți pentru că există sat guru, guru autentic și asat guru, guru impostor. Narottam Das Thakur, el spune că practica spirituală ea trebuie să fie nișcapată. Nișcapată înseamnă ea trebuie să fie lipsită de duplicitate. Și poate nu abuzăm noi, nu știu, emoțional, sexual, sexul opus, dar totuși această duplicitate poate se manifeste între alte, în niște forme mai subtile. Și la Gorgovinda Maharaj el explica, el spune că există trei tipuri de kapatya sau trei tipuri de duplicitate pe care un sadaka, un practicant spiritual trebuie să le evite. Primul se numește Dana Kapatya. Dana Kapatya înseamnă tu ai resurse, tu ai bogăție materială, deci tu ai posibilități financiare și tu nu sprijini misiunea maestrului spiritual. El vorbea cu discipolii săi, deci el le dădea lor exemplul acesta. Și el spunea că tu nu-ți investești karma ta, pentru că banii reprezintă karma ta, în propagarea cunoașterii spirituale, deci în serviciul lui Guru, Krishna și Vaishnava. Deci tu ești cumva foarte, foarte lacom la acest capitol. Și asta se numește Dana Kapatya, adică duplicitate în sens că ai fi putut să ajungi, dar ești foarte, foarte rezervat. A doilea tip de duplicitate se numește Bala Kapatya. Bala Kapatya înseamnă tu ai energie în forma ta umană, da? Dar același lucru, tu nu investești în serviciul lui Guru, Krishna și devotații Vaishnava. Deci tu nu investești în promovarea dharmei, în promovarea cunoașterii spirituale. Da? Și asta este Bala Kapatya. Și în final avem Prema Kapatya. Prema Kapatya înseamnă tu nu ai obținut prema, iubirea divină, dar tu dezvolți un orgoliu, că eu sunt un mare devotat, eu sunt un mare instructor de yoga, eu sunt un mare salvator, da? Eu sunt un mare guru, un mare sfânt. Da? Și Gorgovinda Maharaj obișnuia să spune, el spunea că kripa sau harul divinității sau mila divinității specială, energie spirituală descendentă, ea este oferită doar celor ce practică viața spirituală fără duplicitate. Deci nu juca niciun rol. Da? Nu încerca să impresionezi pe nimeni. Tu ai adicarea ta, tu ai calificarea ta, urmează această calificare. Nu încerca să fii mai bun decât ești. Pentru că mai ales devotații care au o experiență, imediat detectează spectacolul pe care încerci să-l faci. Tu când ești sincer la locul tău, așezat la locul tău, tu primești toată simpatie din fața maestrului spiritual, din fața devotaților și atunci, prin binecuvântările lor, tu poți să avansezi spiritual. Deci asta este metafora cu Vaidala Vrata sau cu Motanul Sanyasi. Stai să vedem câte metafore mai avem în prima parte. Mai avem două, rezistați? Da? Bine. Da. Bun. Acum, asta tot este o metaforă foarte frumoasă, compusă din trei, pentru că toate vorbesc despre același subiect. Renunțarea maimuței, Markata Vairagya, renunțarea resimțită la crematoriu, Smashana Vairagya și renunțarea superficială, Palgu Vairagya. Și această metaforă este descrisă, metafora cu Markata Vairagya, maimuța, este descrisă în următorul verset din Chaitanya Charitamrita, pe care îl vedem aici pe slide, în care Domnul Chaitanya se adresează discipolului său, Raghunatha Dasa Goswami, spunându-i: Markata Vairagya Nakara Loka Dekhana Yatha Yogaya Vishaya Bunja Anasaktahana.
Raghunath Das Goswami încerca să devină discipolul domnului Chaitanya și vrea să se alăture lui. El era sannyasi și el călătorea prin locurile de pelerinaj. Dar el încă era foarte tânăr și domnul Chaitanya l-a încurajat. Nu, ești prea tânăr, rămâi încă acasă cu părinții tăi. Și el îi spune, nu trebuie să devii un devotat de fațadă și un pseudo renunțat. Deocamdată bucură-te de lumea materială într-un mod potrivit și nu deveni atașat de ea. Deci rămâi acasă, îndeplinește-ți gauna dharma, nu devii atașat de ea și încet, încet o să obții calificarea pentru mukhya dharma, pentru renunțare, dar renunțarea autentică. Acum, când domnul Chaitanya folosește acest exemplu de markata vairagya, sau exemplu cu maimuțele, maimuțele arată foarte sage, da? Am putea să spune, le vedem aici o maimuță din Vrindavana, de la, pe acoperișul templului Radha Govinda. Da? Și el arată așa foarte calm, cumva foarte concentrat, da? Foarte renunțat. Deseori ele trăiesc în păduri și sunt, cele mai deseori ele sunt vegetariene, dar sunt documentare în care arată că maimuțele uneori sunt carnivore. Deci ele au chiar inteligența aia. Da, ele mănâncă alte, pot să fie și canibale, pot să mănânce și alte maimuțe. Deci ele când sunt înfometate, ele prind păsări, mănâncă păsări. Anyway, maimuțele sunt maimuțe. Și la prima vedere, deci ele sunt vegetariene, la prima vedere ele nu acceptă haine, ele nu trăiesc în case, nu trăiesc în, nu folosesc vehicule. În același timp, maimuțele pot să aibă sex, nu știu, 20-30 de ori pe zi. Maimuțele au mai multe maimuțele lângă el. Și Prabhupada explică că markata vairagya indică așa numiții Vaishnava care se îmbracă în haine de renunțați, în haine de sannyasi, imitându-l pe Rupa Goswami, pe Sanatana Goswami. Ei încantează runde în săculețele sale de japa, japa mala, dar în inima lor întotdeauna se gândesc la femei și la bani. Deci asta înseamnă markata vairagya. Palgu vairagya. Palgu este un râu. Deci vedem albia râului Palgu. Și vedeam că sunt oameni care stau și se ocupă cu ceva. De fapt, ei sapă niște gropulețe, pentru că dacă bagi mâna în nisip, deci la suprafață e nisip, dar dacă bagi mâna puțin în nisipul respectiv, imediat simți curentul apei, deci care se mișcă, apa se mișcă. Da? Curentul nu este foarte mare, prin mare nisipul rămâne, dar dacă bagi mâna, tu simți apa respectivă. Și iată, în mod similar, la suprafață tu ești foarte spiritual, foarte renunțat, dar în inima ta tu menții dorințe sau atașamente materiale. Și asta se numește palgu. În ashramul nostru și noi aveam o expresie în limba română, ridiche se numește, ridiche aia roșie, da? Ridiche? Ridiche. Deci când un brahmachari dădea primele semne de... că nu e chiar el brahmachari, noi spuneam eta ridisca. Deci, el e ridiche. În sens că deasupra ridiche e roșie, dar în interior este albă și atât în mod similar. Deci el poartă haine de sofran, haine de sannyasi, brahmachari, dar în inima lui el deja gata, el ridiche, deci el s-a decis. Da? Și smashana vairagya. Iată, aceasta este poza din locul care se numește Svarga Dvara în Jagannath Puri. Este cel mai mare crematoriu din Puri. Și eu vreau să vă spun, noi am fost cu Mokshupa de multe ori, deci am fost pe aici. Iată, astea sunt deja hotelurile, ca să înțelegeți, astea sunt hoteluri. Și tot pe strădusa asta unde e, deci asta este lotul cu crematoriu și deja aici încep restaurantele. Da? Și deja pe partea opusă, vis-a-vis de crematoriu, sunt magazine unde indiencile, nu știu de ce, ele sunt foarte atrase de brățare. Deci ele, indiencile, mai ales aici în India de Sud, ele poartă brățare. Brățare din plastic, brățare din
scoică albă și sunt de diferite culori. Cumva e ceva acolo din punct de vedere al ayurvedic, când femeia poartă brățare, mintea ei cumva este mai stăpânită, nu știu, e ceva acolo, eu am auzit ceva explicații de acest gen. Sau cercelul în nas, care stăpânește tot mintea cerceii, tot, deci tot inelele toate tot stăpânesc mintea. Și povestea un coleg de-al meu când el a prins, și eu am văzut câteva ori, măcșupa nu rezistă de obicei, dar eu am văzut, deci cum corpul este cremat de la început, cap-coadă. Vă spun, durează 20 de minute. Deci pe căldura aia indiană, unde e 40, 42, 43 de grade, în India de sud, deci 20 de minute corpul este ars. Și indienii, ca să ardă corpul, deseori, mai ales ăștia mai sărăcuți, ei nu au lemne, ca să știi, noi când ne imaginăm că corpul este cremat pe o movilă de lemne, deci noi ne imaginăm filmele alea despre romanii antici, da? Când ei, nu știu, cineva, un rege, deci el era incinerat, se făcea un tron foarte mare din lemne și corpul arăta foarte micuț și într-un mod așa foarte demonstrativ, deci se aprinde, nu, deci vreau să spun realitatea e complet alta. Deci se face o movilă micuță din lemne, corpul se pune deasupra lemnelor respective, se incinerează, fiul de obicei incinerează, corpul arde în mijloc și după aia cu un băț mare există acolo, special services, oameni care au servicii, prestează servicii de acest gen, deci ei îndoaie corpul în două, deci pac, pac, deci îl pun ca pe grilă, știți? Cumva ca să fie exact pe lucru. Și nu... Scuze pentru detalii, doar vreau ca voi să simțiți cu adevărat ce înseamnă smashana vairagya. Și se aude sunetul ăla de pss, când toate lichidele în corp încep să fiarbă, ochii explodează, deci părul arde, deci pielea pocnește, oasele tot când se incinerează pocnesc. Și la un moment dat când se umflă, corpul se umflă, exact o mână din aia cu braslete, pac, și pică din focul respectiv. Și atunci omul care prestează serviciile funerare, el o pune înapoi și mâna aia iarăși cu braslete, sunând. Și brasletele respective se vând chiar aici, deci ele chiar în magazinele astea și se vând. Deci, this is life and this is death. Da? India cu asta e fascinantă, că India e nebună dintr-o parte, din altă parte tu vezi realitatea. Deci vezi realitatea pentru că ei nu ascund cum știm noi să ascundem într-un mod cosmetic, deci imediat cum cineva moare, direct este dus la biserică, de acolo îngropat și la revedere. Asta se numește smashana vairagya. Și tu când stai acolo și tu când vezi în ce se transformă corpul respectiv, da, mai este încă o procedură când ultimul accent care trebuie să fie făcut este când fiul trebuie să spargă craniul, pentru că craniul nu moare, craniul nu arde. Și atunci craniul trebuie să fie spart. Se spune că în momentul în care se sparge craniul cu o bâtă, cu un băț, deci poc, se sparge craniul, este momentul în care deja legătura aia subtilă, energetică dintre trup și suflet este complet ruptă. Și tu când vezi, deci era un corp, deci era o persoană care era, nu știu, sănătoasă și după aia tu vezi cum el a fost incinerat și cum craniul ăla a fost spart într-un mod brutal și mâinile ăla au fost puse înapoi în foc care aveau acele brățare. Tu înțelegi imediat că corpul nostru este ceva foarte trecător, este ceva foarte iluzoric, ca o bulă din aia din săpun cu care se joacă copiii, deci a apărut și pac, s-a spart și a trecut. Bun, o să vă povestesc o experiență personală. Deci, noi am trăit la o casă pe pământ înainte de a ne muta la București, noi am avut o mică casă pe pământ, foarte drăguță, foarte frumoasă. Și aveam nevoie de un scaun, ca să vină, când vineau devotații, noi mai stăteam pe afară cu ei seara la răcoare și aveam nevoie de un scaun. Și cineva mi-a adus un scaun din ăla vechi, știți care este folosit în parcuri, era cândva pe timpuri folosit în parcuri, așa din fier masiv, frumos, cu diferite ornamente. Și mie, ca unui pictor, mi-a plăcut foarte mult și cineva mi-a adus și mi-a spus, asta o să-ți placă cu siguranță.
Dar el fiind vechi, trebuia să-l șlefuiesc de vopseaua lui veche. Și fiind ploaie afară, eu am făcut în interior. Noi aveam o cameră care încă nu era amenajată, deci nu era ea finisată. Da. Și nu mi-a dat capul să deschid geamurile și eu am mirosit fumul ăla care ieșea de la substanța respectivă și cumva am simțit eu că ceva nu este în regulă, dar totuși am avut energie să fac duș, am avut energie să mănânc ceva și m-am culcat. Țin minte că m-am culcat mai devreme pe la 9. Și undeva pe la orele 11, deci eu am simțit cum plămânii mei nu mai inspiră și expiră aer în mod automat. Deci e o senzație groaznică, vreau să spun. Eu trebuia în mod conștient să fac și să expir, pentru că ei nu mai funcționau. Deci era, s-a oprit. Și eu țin minte, o chem pe Mokshrupa, care m-a văzut, eram verde la față și era seara, eu evident nu mai puteam să conduc singur mașina și îl chem pe vecinul meu, Vrindavan Bihari, și spun, Mokshrupa îl cheamă pe Vrindavan vine repede cu mașina, mă ia în brațe, deci pentru că eu nu mă țineam în picioare, mă arunc acolo pe scaunul ăla din spate în mașină și repede, cu o viteză foarte mare, mă duce. Și eu țin minte acele 15 minute cât dura până la urgență. Deci eu mi-am văzut toată viața mea trecută, eu mi-am văzut primul maestru meu spiritual care a decedat. Deci eu am văzut niște lucruri care erau evident niște o experiență mistică. Deci eu cumva simțeam, that's it. Deci that's it. Asta este. Și când m-au dus acolo la urgență, repede m-au luat, m-au prestat, mi-au deschis ochii, deci s-au uitat, nu știu ce au făcut ei toate testele pe care le-au făcut. Și țin minte, era o siringă cu o substanță, nu știu ce, pac, în bucă, mi-au băgat-o, corpul meu a început să simtă o căldură extremă și încet, încet lucrurile au început să revină la normal. Țin minte, spre dimineață deja eram cât de cât normal și trebuia să mai rămân încă 2 sau 3 zile și le-am spus, doctorul, sorry, dar eu mă duc acasă, deci am încercare. Și așa am mițit cum erau, Vrindavan Bihari m-a furat, m-a pus înapoi în mașină și m-a dus înapoi acasă. Dar senzația care era exact era aceasta, că corpul, noi cumva avem prea multă credință în corpul nostru. Deci noi ni se pare că corpul nostru e un gen de cetate care o să ne protejeze întotdeauna, care o să funcționeze exact în acord cu cerințele noastre. Și eu vreau să vă spun, e o iluzie foarte mare acest lucru. Deci o iluzie foarte mare. Corpul e foarte gentil. Corpul puțin ceva, n-ai mâncat ceva în regulă. O mică viroză a intrat, corpul tău imediat te trădează. Deci corpul tău te abandonează imediat. Da? Deci niciodată să nu puneți prea multă credință în corpul fizic. Și asta este exact realizarea pe care o primești atunci când vezi trupurile astea incinerate. Și eu special n-am pus, pentru că am poze pe care eu singur le-am făcut cu trupurile respective incinerate. Dar, care este ironia? Ironia este că după ce tu ai stat acolo aici, în centru, la Svargajvara, după asta trebuie, evident, trebuie să faci baie. Și e un miros urât, vreau să vă spun, un miros urât, un miros care este exact ca micii pe care îi mănâncă românii cu atâta bucurie pe traseurile în munte, la munte sau pe marginea drumului. Este exact același, deci vreau să vă spun. Și e oribil, deci e oribil. Și care este ironia? Ironia este următoarea, că exact după, deci tu stai acolo și tu te gândești cât de trecător este corpul respectiv, cât de groaznic este cumva să vezi în ce hal ajunge corpul uman, dar exact după 20-30 de minute, deci tu ai ieșit, iată de aici ai ieșit prin poartă, poarta asta se numește Svargajvara. Jvara înseamnă poartă și Svarga, poarta care duce la ceruri, pentru că există și o povestire, când Domnul Brahma a făcut odată aici un sacrificiu și de ce locul ăsta este considerat un loc sfânt în Jagannath Puri, și anume de aceea toți indienii din localitatea respectivă își incinerează corpul, anume în Svargajvara, pentru că garantat, dacă corpul este incinerat acolo, sufletul primește eliberare. Și care este ironia? Deci tu ai asistat
la o ceremonie din cinare. Vedeți că sunt mulți oameni aici, vedeți? Da? Și ăștia au stat 20-30 de minute și s-au gândit. Viața e trecătoare. Corpul ăsta ne trădează. Corpul ăsta ne abandonează. Și după 20-30 de minute ți se face sete, ți se face foame, tu ai ieșit exact din poarta asta, ai mers câțiva pași și te-ai dus exact la primul restaurant care se află aici. Deci, orice caz, asta era senzația mea. Deci, indienii care stăteau pe aici, prin restaurant, din partea asta, din partea asta, vis-a-vis, n-au nicio treabă. Deci, nicio treabă. Ei și-au incinerat trupul membrului de familie, după aia am mers la restaurant, life must go on. Deci, aici, timp de 20-30 de minute, ai simțit ceva în inima ta, un gen de renunțare, după 20-30 de minute, s-a zvântat totul, life must go on, Fanta, Pepsi-Cola, înghețată, dulciuri indiene, pizza și alte lucruri delicioase care se vând acolo și care le mănânci inspirând fumul respectiv. Scuzați-mă, sunt foarte pervertit astăzi, dar eu vroiam să vă dau, să vă dau o experiență ca voi să înțelegeți ce înseamnă smashna vairagya. Și Prabhupada explică în comentariul său, el spune că cineva nu poate fi cu adevărat renunțat până când nu devine dezgustat față de activitatea materială și o vede ca pe un obstacol în calea avansului spiritual. Renunțarea temporară sau renunțarea maimuței este precum renunțarea resimțită la crematoriu, smashna vairagya. Adevărata vairagya este descrisă în termeni de yukta vairagya. Și pentru musafirii noștri mai noi, care nu sunt încă în temă, o să vă arăt acest verset, un verset foarte frumos care definește vairagya adevărată. Anasaktasya vishayam yathartam upayunjita nirbanda krishna sambande yuktam vairagyam ucete. Lucrurile trebuie să fie acceptate pentru serviciul Domnului Suprem și nu pentru gratificarea noastră senzorială. Dacă cineva acceptă ceva fără atașament și îl acceptă deoarece are legătură cu Krishna, persoana supremă, renunțarea lui este numită yukta vairagya. Și aici vedem două personalități. Acesta este Raghunath Das Goswami, care mânca o dată pe zi o mână de orez pe care el o colecta de lângă peretele, zidul templului din Jagannath Puri, unde peste zidul respectiv se aruncau mâncărurile stricate în decursul zilei. Orezul care era deja stricat. Și Raghunath Das Goswami colecta acel orez, îl spăla și lua câteva boabe de orez, el le mânca pentru că el era un sanyasi, deci el a renunțat complet la lume. Și lângă el îl vedeam pe Bhaktisiddhanta Sarasvati, care deja de asemenea era un sanyasi, dar el a fost primul sadhu, primul sfânt în Mayapur și în Vrindavan care a folosit automobilul. Și el era batjocorit de ceilalți maestri spirituali din preajma lui, care spuneau că acest lucru este o blasfemiere, deci este o ofensă față de stilul nostru renunțat de viață. Dar dacă Bhaktisiddhanta Sarasvati n-ar fi folosit automobilul, nimeni dintre noi astăzi nu s-ar fi reîntâlnit aici la Centrul de Studii Vedice. Pentru de ce? Ideea lui era nu să renunțăm într-un mod artificial la bunurile materiale, dar să le folosim în avantajul avansului nostru spiritual. De ce el a început să folosească automobilul, el a început să folosească aparatul de printat cărți. El spunea că acesta este Brihad Mridanga. De exemplu, această Mridanga o auzi, nu știu, de la 100-200 de metri când Baladeva cântă tare la ea. Da? Dar după 200 de metri nu se mai aude. Pe când cărțile spirituale care sunt distribuite, ele ajung în diferite colțuri ale lumii. Și de aceea Bhaktisiddhanta spunea că printarea cărților spirituale este Greater Mridanga, Brihad Mridanga. Deci este sunetul care o să ajungă în locațiile în care noi nici nu ne imaginăm. De ce el punea accentul pe importanța de a folosi toată tehnologia modernă în avantajul avansului nostru propriu spiritual și în avantajul avansului spiritual al civilizației moderne. Deci asta este
iukta vairagya, care mai este tradusă ca renunțarea corectă, ajustarea inclinațiilor materiale pentru un scop superior și tehnologia în slujba spiritualității. Dragi prieteni, voi ați rezistat prima parte. Felicitări, voi sunteți bravo. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și haideți să alocăm 15 minute ca voi să vă răcoriți până la 6 și după aia o să mai vorbim, nu știu, 40-50 de minute. O să mai vorbim, mai avem încă câteva exemple foarte, foarte interesante. Și atunci pornim ventilatorul ăla la mare, deschidem ușile, aerisim, mai beți apă, hidratați-vă ca să mai aveți încă putere pentru 40-50 de minute. Vă mulțumesc foarte mult! Bine, bun venit la a doua parte al cele de-a doua lecție din cadrul seminarului nostru Metafere Terapeutice și o altă metaforă terapeutică folosită de mulți înțelepți și maestri spirituale este metafora cu Sfântul și Scorpionul. Odată un sadhu sfânt împreună cu discipulul său, ei mergeau pe un drum și la un moment dat ei au văzut un scorpion care se înneca într-o baltă cu apă, era un, nu știu, un râu, un fluviu, era ceva apă în locația respectivă. Și atunci, fără ezitare, sadhu, în prezența discipulului său, a luat cu mâinile sale și a ridicat scorpionul din apă. Și tot fără ezitare, scorpionul imediat l-a înțepat pe sadhu de mână. Când și-a mușcat salvatorul său, bineînțeles că scorpionul a căzut înapoi în apă. Sadhu iarăși l-a ridicat cu mâinile sale, scorpionul iarăși fără ezitare l-a mușcat, l-a înțepat, iarăși a căzut în apă, sadhu iară l-a ridicat cu mâinile sale, scorpionul iarăși l-a mușcat și la un moment dat discipulul deja n-a mai rezistat și își întreabă maestru spiritual și spune: maestru, spune-mi, te rog, de ce faci tot lucrul ăsta inutil, pentru că scorpionul oricum te mușcă și oare nu simți nicio durere în această referință? Și sadhu atunci răspunde, spune că fiecare are dharma sau menirea sa în viață. Menirea unui scorpion este de a înțepa, pe când menirea unui sadhu, unei persoane sfinte, unei persoane spirituale, este de a-și manifesta compasiunea sa nemărginită, necondiționată pentru toate ființele vii. Și acesta este faimosul verset din Srimad Bhagavatam, deseori citat atunci când se vorbește despre calitățile unui sadhu. Știu că câțiva devotați știu acest verset pe de rost. Shamasundara, tu știi, Baladeva îl știe, Ariradha îl știe. Ar fi bine mai mulți dintre voi să-l știți pe de rost, pentru că e un verset foarte important care, într-un sens, cumva reprezintă valorile noastre, reprezintă cumva credo-ul nostru în viață. Titikshava Karunika, Suhrida Sarva Dehinam, Ajata Shatrava Shanto, Sadhava Sadhu Bhushanam. Calitățile unui sadhu sunt acele că el este titikshava. Titikshava înseamnă tolerant, dar tolerant fără limite. Deci toleranța lui este absolută. Karunika înseamnă el este plin de compasiune față de entitățile vii. Deci karuna înseamnă compasiune, karuna înseamnă bunătate, karuna înseamnă de asemenea afecțiune. Sunt mai multe conotații la cuvântul karuna. Dar, în general, karuna se traduce ca bunătate. Deci el este bun cu toate ființele vii și bunătatea aceasta tot nu este condiționată sau limitată. Suhrida Sarva Dehinam înseamnă el este prietenul de inimă al tuturor entităților vii. Nu este doar un camarad superficial, nu este doar un cunoscut, nu este doar un vecin, dar Suhrid înseamnă prieten de inimă, ceea ce înseamnă că el
Cine este un prieten? Un prieten este o persoană care își pune interesele sale personale pe plan 2, acordând prioritate intereselor prietenului său. Asta înseamnă un prieten. Cum Cenache Pandit spune, că prietenul adevărat este cel care o să fie cu tine și în bune și în rele, și cel care o să te petreacă pe ultimul drum în această viață. Deci el va fi cu adevărat prietenul tău adevărat. Ajata Shatrava Santa înseamnă că el nu are dușmani. Ajata înseamnă nenăscut, Shatrava înseamnă dușman, deci dușmanul lui încă nu s-a născut. El singur nu-și face dușmani. Nu înseamnă că cineva nu poate să manifesteze față de el o atitudine dușmănoasă, poate, dar el, în interiorul său, nu împarte pe oameni în prieteni și în dușmani. El are o atitudine egală față de toate entitățile vii și, ca urmare, el este Shanta. Aici vedem. Deci Shanta înseamnă el este împăcat. El are pacea interioară în sufletul său. Sadhava Sadhu Bhushanam. Deci Sadhava acestea sunt calitățile sau ornamentele unui sadhu. Ornamentele nu sunt acele male, un anumit hairstyle sau barbă lungă sau haine albe sau mai știu eu, tot felul de atribute spirituale, nu. Ornamentele unui sadhu sunt calitățile caracterului lui. Și morala acestei povestiri îmi amintește despre încă o afirmație foarte frumoasă făcută de Bhaktivinoda Thakur, care era tatăl maestrului spiritual al lui Srila Prabhupada. Și Bhaktivinoda Thakur spune într-un articol de-al său, el face o afirmație foarte importantă, ascultați cu atenție, el zice: adevărata vibrație spirituală a mantrelor sacre apare doar în conștiința acelei persoane care este capabilă să ofere cele mai bune gânduri de iubire, chiar și față de cei mai răi dușmani ai săi. Doar o asemenea persoană este calificată să-și perfecționeze meditația. Probabil voi ați auzit despre faimosul Krishnadas, care cântă kirtan. Nu? Și atât Krishnadas, odată el a făcut o afirmație care pe mine chiar m-a marcat. Eu nu sunt adeptul viziunii lui filozofice, pentru că el cumva tratează pe domnul Rama din punct de vedere impersonal. El nu are o devoțiune față de persoana domnului Rama, el consideră că în final domnul Rama este lipsit de atribute și calități personale, dar până la un anumit nivel, deci sunt lucruri pe care eu le-am apreciat în ceea ce el face, și atunci una din afirmațiile lui a fost că dacă sadhana ta nu generează compasiune, aia înseamnă că ceva nu este în regulă cu practica ta zilnică de sadhana. Și Bhaktivinoda Thakur practic spune același lucru, el spune că doar o persoană care are această calificare de a-și ierta răufăcătorii, de a rămâne binevoitorul lor, Suhridam Sarva Bhutanam, o asemenea persoană este capabilă să-și perfecționeze meditația. De aceea, noi trebuie să, nu doar să practicăm sadhana, practica spirituală, dar noi trebuie să cultivăm calitățile unui sadhu, pentru că aceste calități vor fi maxim condusive pentru perfecțiunea practicii noastre de sadhana. Deci meditația fără un stil de viață este impotentă, este lipsită de putere. Meditația își dă roadele doar atunci când tu ai un anumit stil de viață. Și acest stil de viață este stilul de viață al unui sadhu, da? Care urmează stilul de viață numit sadhachar, deci conduită de viață al unui sadhu, cel care trăiește de dragul adevărului și care sacrifică totul pentru realizarea adevărului. O altă metaforă terapeutică folosită de înțelepții și misticii vedici și de Srila Prabhupada, de asemenea, este metafora cu cobra care își extinde gluga, dar care nu mușcă. Noi cunoaștem cu toții faimosul verset din Shikshashtaka 3. Care e acest verset? Cine știe? Mai multe persoane. Daia cu siguranță. Noi l-avem aici. Ok. Bine. Dar totuși, într-un mod sincer, ați răspuns. Deci cine cunoaște versetul? Trinada pisunicina, tarora pisohishnua, avanina, manadina, kirtania, sada hari. Trinada pisunicina. Deci numele Sfânt al Domnului trebuie cântat într-o stare de spirit umilă, considerându-le mai prejos decât un pai de iarbă.
Amanina, Manadina, mai tolerant decât un copac, lipsit de orice urmă de fals prestigiu și gata, oricând să-ți arăți tot respectul tău celorlalți. Odată o persoană s-a apropiat de Bhaktisiddhanta Sarasvati, maestru spiritual al lui Srila Prabhupada, și i-a spus: maestre, aș dori să devin discipolul tău. Iată, astăzi tot am auzit o lecție foarte frumoasă a lui Shachinanda Maharaj, în care dumnealui povestea cum cineva odată s-a apropiat de dumnealui și a spus: maestre, vreau să devin discipolul dumneatale. Și Shachinanda Maharaj a spus: la început trebuie să dezvolți niște calități de discipol și după aia o să vorbim despre discipleship. Și au tot vorbit și la un moment dat persoana respectivă îi spune: maestre, eu o să lucrez asupra calităților mele de discipol, dar am o problemă. Eu totuși nu înțeleg de ce lui Krishna îi se permite totul, dar nouă nu ni se permite practic nimic. Krishna are dreptul să se bucure cu 16.108 de fete, pe când noi nu avem dreptul la nimic în această referință. De ce e o discrepanță atât de mare între noi și Krishna, dacă noi suntem discipolii lui Krishna sau devotații lui Krishna? Și atunci cumva Shachinanda Maharaj cumva i-a spus că probabil este o manifestare al invidiei tale și tu va trebui să lucrezi la acest capitol. Și Maharaj a spus cum după câțiva ani persoana respectivă, el a urmat instrucțiunile dumnealui și a devenit un discipol foarte de treabă, un discipol exemplar. Dar eu am apreciat foarte mult, în primul rând, că Maharaj cumva n-a fost, cum să spun, n-a fost el foarte entuziasmat de ideea că, nu știu, cineva urgent trebuie să devină un discipol, că el a lăsat acel spațiu ca omul să se pregătească. Și el i-a dat persoanei respective posibilitatea să-și dezvolte mentalitatea aceasta lipsită de invidie, pentru că practic versetul respectiv vorbește despre lipsa de invidie. Asta este tot despre ce vorbește versetul respectiv. Și iată, aici aveam încă o persoană care era tot în starea aceasta de spirit, de pre-discipol. Când el a venit sincer la maestru spiritual și spune: maestre, ce ar trebui să fac ca eu să devin un discipol și să devin un devotat Vaishnava? Și persoana respectivă era un comerciant care avea un business foarte dezvoltat pe vremurile respective. Și Bhaktisiddhanta s-a uitat la el și îi spune: tu ca să devii discipol, tu va trebui doar să faci doar 4 lucruri. Primul lucru, trinada pisunicinatul, va trebui să te simți mai umil decât un fir de iarbă în stradă. Și care e ideea cu firul de iarbă în stradă? Deci, de fapt, e un pai în stradă. Firul de iarbă, când îl carci, firul de iarbă se ridică înapoi, corect? Firul de iarbă verde. Deci cei dintre voi care ați avut gazoane, se numește? Gazon cu iarbă verde, știți, ați călcat pe iarbă, l-ați udat, iarba s-a ridicat înapoi. Dar aici specific se spune, nu un fir de iarbă verde, dar un fir de iarbă uscată, deci un pai. Pe pai poți să calci, poți să treci cu roata mașinii, paiul rămâne acolo culcat. Deci asta este nivelul de smerenie pe care trebuie să-l manifestezi. Și omul atunci de afaceri răspunde că: maestre, cu clienții mei, eu sunt foarte umil. Deci ei deseori, cei care au lucrat în vânzări vreodată știu despre ce este vorba. După aceea, Bhaktisiddhanta îi spune: trebuie să dezvolți de asemenea a doua calitate, tarorivasa hishnuna, trebuie să devii mai tolerant decât un copac. Copacul oferă fructele sale, umbra sa, iată, miercuri eu am prins ploaia aia care a fost așa un abas, deci o mică bătaie de joc, nu ploaie, ploaie de București a fost. Deși am auzit că în unele părți în București s-au rupt copaci, a fost dezastru, dar aici am prins câteva stropuri. Dar m-am ascuns sub un copac și cumva tot meditam la acest verset, că copacul îți oferă adăpost. În ciuda căldurii, în ciuda frigului, în ciuda plorilor torențiale și chiar dacă copacul este zgâriat, probabil ați avut și voi în România aici, Petrica plus Elena egal iubire, da? Peste tot e prostia asta. Și tu poți să zgârii copacul, să scrii peste el, dar copacul tot îți oferă fructe, copacul tot îți oferă tot ce are el în beneficiul tău.
Și omul de afaceri a spus că Guruji, Swamiji, deci eu sunt foarte tolerant cu clienții mei, pentru că clienții mei sunt pe alocuri atât de aroganți, dar eu sunt chiar tolerant cu ei. Bhaktisiddhanta îi spune, după aia tu va trebui să amanina, tu va trebui să oferi respect persoanelor respective. Deci trebuie să-i apreciezi și să oferi respect. Chiar și celor care, după opinia ta, nu merită respectul respectiv. Și știm, cam toți nu merită respectul nostru, corect? Deci foarte rar când cineva merită respectul nostru. Dar asta e o problemă. Asta, de fapt, e problema noastră, nu e problema oamenilor din jur. Și omul de afaceri a spus și atunci, el a spus că, Swamiji, eu sunt foarte respectuos cu clienții mei, evident, pentru că dacă nu ești respectuos, nu faci business. Nu? Dar după aia, când Bhaktisiddhanta i-a spus că tu va trebui să dezvolți și încă o calitate, manadina. Manadina înseamnă tu nu trebuie să aștepți respect de la nimeni. Nu trebuie să aștepți o atitudine justă, o atitudine corectă, da, o atitudine corectă, pentru că pe noi ne atinge asta de obicei. Cineva nu ne-a salutat. Și din punct de vedere al moralității, e evident că e o prostie, corect? Deci el n-a avut o atitudine corectă față de noi. Sau cineva junior este arogant, sau cineva superior este, are tendințe de abuz, da, mai știu eu. Și atunci întrebarea este de ce? Deci nu e corect lucrul ăsta nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere uman sau spiritual. Și atunci el spune că abilitatea de a nu accepta respect și nu aștepta respect de la alții, de fapt este crucială în acest verset. E cea mai sensibilă pentru noi, pentru că deseori, ok, nu mi oferă respect, nici eu nu-i ofer respect, n-am nicio problemă, da? La acest capitol. Dar versetul spune, nu, amanina, tu oferi respect, adică tu găsești totuși niște lucruri bune pentru care îi oferi respectul. Și omul de afaceri a fost foarte sincer atunci și a spus că îmi pare rău, Swamiji, dar acest lucru este imposibil pentru mine. Deci eu nu o să pot, poate o să pot să joc rolul exterior, dar în sufletul meu nu o să pot să fiu capabil să ofer respect nemotivat celor din jurul meu. Și Bhaktisiddhanta a spus, probabil acum, iată, tu ți-ai dezvoltat calitatea ta de discipol pentru că ești sincer. Și sinceritatea este prima calitate al unui discipol. Și încă o dată vreau să repet că, practic, versetul respectiv pe care Krishnadas Kaviraj Goswami spune că devotații trebuie să-l poarte în jurul gâtului. Și sunt în India, în Radhakund, se vând cantima, dar să nu vă văd cu ele, vă rog frumos. Deci se vând tulasi mala, din plăcuțe de tulasi pe care sunt înscrise versetele respective. Acasă puteți să le purtați, nu la programe. Și practic, versetul respectiv vorbește despre lipsa de invidie. Deci, o calitate extrem de importantă pentru practica de sadhana. Și când cineva este lipsit de invidie și este capabil să ofere respect, atunci Kirtania Sadahari, el va fi capabil să incanteze numele divine întotdeauna fără îndoieli și fără întreruperi, viavă dhan. Și noi cunoaștem cu toții acest fenomen. Două zile avem chef de a incanta mantra, după aia două luni blackout. Deci cumva e terorizare, deci asupra minții, e impunere cu forță. Încercăm să ucidem acele 16 runde zilnic, deci cumva într-un mod formal, pe clicker, pe tot felul de male din astea micuțe, deci cumva doar să le, din punct de vedere numerar, să le facem, da? Făcând scroll, anyway, nu vreau să mă pornesc acum, dar știm cu toții atitudinea noastră. Și de ce există această lipsă de gust? Este un rezultat al ofenselor, care este un rezultat al invidiei și un rezultat al inabilității de a cultiva aceste patru calități. Și acum, smerenia este glorificată în toate tradițiile, nu doar în tradiția Vaishnava, unde ea stepe, deci ea are un pedestal special. Deci smerenia, amanina, adambitvam, Krishna spune, asta este prima calitate al cunoașterii, are un rol foarte special, deci în tradiția devoțională, în tradiția bhakti. Dar, în același timp,
cum procedăm în situațiile în care cineva, de exemplu, profită de smerenia noastră ca smerenia unui devotat, sau cum procedăm în situații în care, evident, suntem supuși unei nedreptăți, unui, de exemplu, bullying psihologic sau chiar fizic, sau suntem supuși unor atrocități sau agresiuni, mai ales agresiuni față de cei dragi de lângă noi, cum procedăm în această situație. De asemenea, jucăm rolul unor sfinți, Trinada Pisu Nicena, nu știu, cineva violează soția noastră și noi, Trinada Pisu Nicena, Tarora Visa Hishnuna, da? Sau cineva vă bate copilul și voi, trebuie să fiu mai tolerant decât un copac, așa facem, da? Cum facem? Și Șila Prabhupada abordează această problemă folosind exact această metaforă, metaforă cu cobra, care a devenit discipola lui Narada, când Narada odată i-a oferit inițierea unei cobre. Cobrele sunt cele mai vicioase entități vii. Deci, ele, veninul lor, uneori se spune three steps cobra. Deci, te-a mușcat, ai făcut trei pași și te-ai dus la Yamaraja, te-ai dus la zeul morții. Gata. Entitățile vii care sunt super invidioase primesc corpuri de scorpion, corpuri de cobră, corpuri de șerpi veninoși, de, cum se numesc, tarantulas, deci acei tarantul, da? Păianjeni veninoși. Deci tot ce are venin este rezultat al stării acestei de spirit, de invidie. Da? Mai sunt uneori căței aerea, drăcoși, caciua care, da, cum se numesc ei, de care ciua. Uneori mă uit la ei și mă gândeam, dacă ar avea venin, deci ăștia s-ar încadra în aceeași categorie. Și, deci, Narada. Narada este marele sfânt care Narada, prin propria voință, el este capabil să ofere conexiunea cu Divinitatea Supremă oricărei entități vii. Deci, el are puterea respectivă pentru că el este incarnarea puterii devoționale de Bhakti. El este Bhakti Shakti Avatar. Și Narada i-a oferit inițierea inclusiv acestei cobre din marea sa compasiune. Și în ziua inițierii, cobra și-a luat un jurământ. Pe lângă cele patru principii regulatoare, el și-a luat și al cincilea jurământ. Al cincilea a fost de a nu mișca nicio ființă vie. Și bineînțeles că oamenii, după o perioadă, au început să profite, văzând că cobra doar își face runde. Cobra e un Vaishnava. Și pe Iskon Desire 3 există o serie întreagă cu aceste ilustrații, unde se arată cum cobra își face runde. Deci e o poză super tare. Eu n-am avut loc pentru spațiu. Am vrut să vă las doar un singur slide ca să fie clar despre ce este vorba. Și tot acolo sunt niște slide-uri în stil de comics unde oamenii și mai ales copiii își bat joc de cobra, respectiv o abuzează și o bat cu pietre, cu bețe. Și cobra... Și este un slide unde cobra era în depresie. Deci își ține mala în mână, dar era cumva... Și de ce am primit eu inițiere și trebuia să mă bag și eu în asta? Și la un moment dat, deci ea vine la maestrul său spiritual, la Narada, și spune, Narada, îmi pare rău, dar oamenii își bat joc de mine, deci eu am acceptat acel al cincilea principiu regulator, să nu mușc pe nimeni, dar oamenii își bat joc de mine, nu știu ce să fac. Și Narada atunci îi spune, tu trebuie să-ți ridici gluga, dar tu nu trebuie să-i muști. Deci tu trebuie să-i sperii, tu trebuie să vorbești limbajul lor, dar în interiorul tău tu nu trebuie să simți o dușmănie față de ei. Și deseori în viețile noastre noi va trebui să avem de a face cu vecinul nebun, cu, nu știu, ruda nebună, cu prietenul nebun, whatever, cu colegul de la birou, cu șeful de la birou, mai știu eu, cu angajatul nostru pe care îl angajăm, care își face de cap și este nebun și o să trebuiască să vorbim un anumit limbaj. Deci noi cu Mokshupa, când am participat la construcția templului de la Bălți din Republica Moldova, deci atâta timp cât vorbeai într-un mod foarte gentil cu meseriașii care... participau la construcție și făceau renovarea în templul respectiv, lor le intra pentru o ureche și ieșea prin alta. Deci nu te băgau în seamă. Dar momentul în care mi-am adus eu aminte cumva de anumite cuvinte, care erau mai strong,
Și erau, nu erau cele mai urâte cuvinte, dar erau niște cuvinte mai urâte. Și când deja am văzut că ei nu mă bagă în seamă, deci, și atunci am început să vorbesc limbajul lor, într-o anumită tonalitate. Și lucrurile au început să meargă. Pereții nu mai erau strâmbi, da, deci țevile erau puse exact simetric, deci cum trebuiau să fie puse, gresia era pusă bine, fără deșerturi în interior, deci trebuie să fie acoperită toată gresia cu adiziv și alte lucruri de acest gen. Și după aia șeful lor, șeful acestei echipe, de când s-a terminat deja toată construcția, el mi-a spus că tu ai fost cel mai bun client al nostru. De ce? Pentru că, da, ne-ai luat tu la rost de câteva ori și noi am înțeles că poți, dar în principiu ai fost cel mai gentil cu noi și am simțit că niciodată nu ne-ai atacat doar pentru că, nu știu, n-ai chef de dimineață sau ceva. Deci întotdeauna noi am făcut gafe, noi te-am ignorat, nu te-am băgat în seamă și noi atunci am primit ceea ce am meritat. Nu vrei să vii în comunitatea noastră de creștini? Pentru că el făcea parte dintr-o comunitate de creștini. Deci nu vrei să vii la noi? Ah, scuze, eu mă ocup cu yoga. Yoga, bun, ok. Bun, deci asta era contextul în care Șrila Prabhupada povestea această narațiune. Că în principiu un devotat este Advaita Sarva Bhutana Maitri Karuna Evacha. Advaita, el n-are dușmănie. Maitri, el este prietenos. Sarva Bhutana, în față de toate entitățile vii. Nirmama, el nu are starea asta de spirit al eu și al meu. Nirahankara, el nu are fals ego. Pe el nu poți să-l atingi, da? Nu poți să-l ofensezi cumva. El nu se ofensează foarte rapid, pentru că aroganța noastră se manifestă că imediat, instantaneu, te-ai supărat. Da? Deci asta e tot o manifestare al aroganței. Sama Dukkha Sukakshami, deci el are o atitudine egală față de toate entitățile vii. Santushta, el întotdeauna este calm, el este fericit. Satatam Yogi, el rămâne un yogi întotdeauna. El nu este un yogi doar aici la programe, la programele de duminică. El când iese afară și când merge în tramvai sau în metrou și cineva îl calcă pe picior, el tot rămâne un yogi. Sau el când conduce o mașină prin București și vreun taximetrist face ceea ce fac taximetriștii în București de obicei, în fața lui, el tot rămâne un yogi. Deci, el nu uită că el este cutare Dasa sau cutare Devidasi. Deci, el are atitudinea aceasta de sadhu în principiu. De ce? Yomad Bhakta Same Priyaha. El este foarte drag Domnului Suprem. Dar, în lumea materială există situații în care, din păcate, aceste calități pot face mai multe daune decât bine în anumite circumstanțe. Și atunci el trebuie să lase la o parte smerenia din punct de vedere exterior și el trebuie să devină furios. Prabhupada spune, asta e citatul lui Prabhupada. Atunci el trebuie să lase la o parte smerenia și trebuie să devină furios, cel puțin pentru moment, pentru a alunga răufăcătorii, deci pentru a nu permite cuiva să-l abuzeze sau să-i abuzeze membrii familiei. Deci, smerenia e o calitate de aur, foarte importantă pentru avansul nostru spiritual, dar smerenia nu trebuie să fie destructivă. Și avem un citat foarte frumos de la Bhakti Rakshak și Dar Dev Goswami Maharaj, un discipol de-a lui Shila Bhakti Siddhanta Saras Thakur. El era un frate spiritual al lui Shila Prabhupada. Și eu o să vă citesc acest citat foarte frumos. Astăzi dimineață, după ce deja slide-urile erau gata, am văzut și citatul de la Bhakti Siddhanta Sarasvati, pe baza căruia Shridhar Maharaj a făcut această afirmație, dar n-am mai avut timp să refac slide-urile, că și așa durează minim 20-24 de ore, deci să duc pentru a face slide-urile pe care le vedeți voi, să știți. Deci durează cam 20-23 de ore de muncă pentru această serie de slide-uri. Să nu gândiți că ele... Eu aș fi vrut să am un becișor mistic cu care aș da din el și slide-urile apar. Deci n-am avut timp să le refac, dar Shridhar Maharaj explică exact, practic, aceeași idee pe care o exprimă Bhaktisiddhanta Sarasvati. Și el spune: un devotat, în primul rând, este umil față de maestrul său spiritual.
nu în față de gunda. În bengaleză, gunda înseamnă gangster. Deci nu în fața nebunilor, nu în fața bandiților. Nu? Smerenia nu constă în satisfacerea oamenilor nebuni. Smerenia nu trebuie să ne facă victime ale măgarilor, șarpilor, tigrilor sau șacalilor. Deci e o expresie mai dură al oamenilor nebuni, cu alte cuvinte. Când este necesar ca Hanuman să ardă orașul de aur din Lanka, umilința sa nu este tulburată. Deci Hanuman aprinde Lanka, în care demonul Ravana era capitala demonului Ravana, Hanuman o aprinde, îi dă foc și nu are nicio problemă la capitolul ăsta, pentru că este capitala demonilor a lui Ravana, care a furat-o pe Sita Devi. Și el spune, este la fel de umil cum poate fi oricine în îndeplinirea ordinului domnului Ramachandra. Smerenia nu constă în satisfacerea oamenilor nebuni. Fiți umil față de cei ai Domnului, față de devotații Vaishnava, față de maestru spiritual. Fiți umili acolo, dar dacă cineva este nebun, el este nebun, trebuie să, you have to deal with it. Da? Dar, cum am spus, cum spunea Prabhupada, pe moment poți să manifestezi o anumită reacție, dar nu fi în sufletul tău, nu menține o atitudine agresivă, o răutate, pentru că invidia, răutatea, îți contaminează inima ta în primul rând. De ce? Uneori o folosim ca pe un instrument, dar nici de cum nu este starea noastră constantă. Da? Nu trebuie să devenim cinici. Un lucru foarte greu în lumea materială. Când ai de-a face cu toți nebunii de la autoservice, de la spitale, de la bancă, deci femeia care lucrează la bancă, la ghișeu, deci ea e zeul banilor. Da? Deci e datoria ei directă să te servească. E datoria ei să-ți explice lucrurile, da? Dar ea te tratează parcă tu ești cel mai mare nimic și tu ai stricat ziua pentru că ai apărut acolo în fața ghișeului ei și atunci trebuie să-i, cumva, să-i explici că, Doamne, îmi cer iertare, dar haide să vorbim cu șeful dumneavoastră, că probabil, deci, cumva, n-aveți chef de viață, deci, acum. Da? Și, scuzați-mă, deci, am avut o zi mai grea. Bine, ok, mergem mai departe. Deci, asta v-am dat un exemplu din viață. Ca să înțelegeți deci, ce înseamnă ridică-ți gluga, dar nu mușca. Da? Bun. O altă metaforă terapeutică folosită de maestri spirituali este despre briciul sau calea realizării spirituale, care este asemenea unui brici. Și metafora este descrisă în faimosul verset din Katha Upanishad, poate cineva îl cunoaște. Utiștha jagrata prapyam varam nibodat, kshurasya dara nisitam duratya, durgam patastat kavayo vadanti. Cine știe versetul respectiv? E un verset foarte frumos, foarte important, vă rog să-l luați în vizor, o să vă prindă bine. Utiștha tiștha jagrata. Jagrata, cine știe ce înseamnă jagrata? Băi, băieți, deci voi instructori de yoga aici, mulți dintre voi. De jagrata, nu? Avem cele patru stări de conștiință. A fi treaz. Și care sunt cele patru stări de conștiință? Somn, profund, somn profund, somn ușor, somn cu vise, așa, mai departe. Jagrata e când suntem treji și turia. Turia înseamnă starea transcendentală. Deci avem șușupti, care este somn fără visuri, acele 40 de minute în fiecare noapte, când tu ești conectat cu energia Brahman, când sufletul se reîncarcă cu energie, nu? Se revitalizează cu prana. Ai șușupti. După aia avem, dacă nu mă... Shukshma... Svapna, corect, svapna, mulțumesc, Andrei. Deci avem svapna, când este somnul cu visuri, pa jagrata, deci jagrata înseamnă stare de trezire, care din punct de vedere al textelor vedice, chiar și această jagrata tot este svapna, din punct de vedere spiritual, tot dormim. Și turia sau stare de vasudeva, este a patra stare al conștiinței. Și aici se spune utiștha jagrata, treziți-vă, deci treziți-vă, prapyam varam nibodat,
acceptă adăpostul unui maestru spiritual și obține de la el cunoașterea transcendentală. În acest mod vei beneficia la maxim de această formă umană de viață care îți poate oferi realizarea sinelui. Altminteri, calea realizării spirituale va rămâne dificilă și ascuțită la fel de, ca marginea ascuțită a unui brici. Durgam patas. Deci Durgam înseamnă calea dificilă. Pata înseamnă cale. Tat kavayova danti. Dar nisita. Nisita înseamnă lamă de cuțit sau briciul. Și este mai mult un exemplu pentru bărbați până la apariția lamelor moderne. Deci se foloseau aceste briciuri. Și briciul e foarte extrem de ascuțit și extrem de periculos. Tatăl meu a avut cândva. Deci l-a folosit, dar mi-a spus, fiule, nu-l folosi. Deci, folosește gilet. Prabhupada folosea gilet, apropo. Și Prabhupada odată s-a ras pe față. Cine folosește gilet? Arjuna nu folosește gilet, eu știu. Gilet kijai. Și Prabhupada folosea. Deci eu am rămas cu gileta, Arjuna. Mulțumesc pentru lamele care mi le-ai dat, dar am rămas cu el. Prabhupada odată se râdea pe față, Harishori Prabhupada, se râdea pe față, s-a uitat, da? Gilet, simple useless, și pac, l-a aruncat. Dar îl folosea în continuare. Anyway, Prabhupada avea modul său de a trata lucrurile. Și poate este un exemplu mai mult pentru bărbați, dar ideea este că lama respectivă este foarte ascuțită și dacă nu ești atent, te-ai tăiat foarte rapid și mult mai adânc decât lamele moderne. Deci briciul taie mult mai profund, mult mai adânc. Și în mod similar, deci când noi practicăm calea avansului spiritual și tânjim după atingerea conștiinței de Krishna, dezvoltării conștiinței noastre de Krishna, această conștiință, dezvoltarea acestei conștiințe necesită o mare atenție. De exemplu, dacă nu suntem atenți, neglijăm cântarea celor 16 runde, minim celor 16 runde de Hare Krishna Mahamantra zilnică sau, nu știu, respectăm doar 3 principii regulatoare. Da? Ok, 3 jumate. Da? cum se spune în limba rusă, există expresia că este puțin însărcinată. Da? Deci nu este însărcinată, e puțin însărcinată. Deci noi urmăm 3 principii regulatoare și jumate. Sau când nu suntem atenți și comitem ofense față de devotați, față de numele Sfânt, față de maestru spiritual. Când nu suntem atenți și dăm dezlegare la lăcomie, la poftă trupească, la invidie, la aroganță, la orgoliu mai ales, atunci orice neatenție sau nepăsare, ea poate cauza cădere, ea devine cauza faptului că noi derutăm de pe calea avansului spiritual. De ce vedele această Upanishadă ne avertizează? Deci, fiți serioși, nu fiți nepăsători. Deci, n-ai cum să conduci mașina nepăsător. Iată, Mokshopa mi-a văzut cât de bine conduce mașina Arerada. Deci, eu gândeam până acum că există o femeie care știe să conducă bine, este Amrita Ganga, acum sunt două. Da? Vreau și eu odată să văd cum conduce. Și calm, când persoana este calmă, când persoana este atentă, este concentrată și în același timp nu este nervoasă. Amrita Ganga n-am văzut niciodată nervoasă la condus. Baldeva tot este foarte calm când conduce de obicei. Dar în același timp persoana este concentrată. Deci n-ai cum să conduci dacă nu ești concentrat pe drumul. Acum când am fost ultima oară la Chișinău, Republica Moldova, eu am un prieten, Saptării, și el e din Tiraspol, din Transnistria. Deci eu odată am mers cu el, el conducea mașina și eram pe bancă din spate. Deci el tot drumul, e o oră cam de la Chișinău până la Tiraspol, dar tot drumul, el cu o mână ținea volanul și cu capul se uita la mine și îmi povestea tot felul de lucruri și îmi punea întrebări. Și-am, dar mă uită la drum, dar nu că îl știu, îl cunosc, e în regulă. Bine, dar totuși mă uită. Deci eu am avut păr gri după condusul ăla. Deci trebuie să fii concentrat, trebuie să fii atent. În lucruri serioase tu trebuie să fii foarte atent. Și asta este mesajul acestui verset din Upanishadă, că viața spirituală este serioasă, tu trebuie să rămâi în focus, trebuie să rămâi concentrat.
Altminte, dacă nu ești atent, șurasa dară nisita în duratia, poți să derutezi de pe calea avansului spiritual. Bun. Acum avem încă o metaforă cu șoarecele. Revină un șoarece, redevină un șoarece, punar mușică bava, una povestită tot, deseori de Șila Prabhupada. Majoritatea le-am ales anume care au fost povestite de Șila Prabhupada. Și povestea este următoare. Odată un șoricel vine în fața unui yogin și începe să se plângă în fața lui. Începe să-i spună că, maestre, sunt hărțuit de o pisică și nu mai știu ce să fac, deci nu mă las în pace. Și sadhu se uită, yoginul se uită la șoricel și spune, și ce vrei, cum vrei să te ajut, dă-mi o binecuvântare. Bine, îți dau o binecuvântare. Dă-mi o binecuvântare să devin eu o pisică. Tot asta primește binecuvântarea și șoricelul se transformă într-o pisică. După o perioadă, iarăși pisica vine la yoginul sadhu și spune, maestre, câinii își bat joc de mine, deci nu mai pot. Deci tot timpul trebuie să mă cațăr prin copaci. Deci dă-mi binecuvântare să devin și eu un câine. Tata asta. Primește binecuvântarea. Și mai era o serie de alte animale până în sfârșit șoricelul original îi cere yoginului binecuvântarea, dă-mi binecuvântare să devin un tigru. Și înțeleptul îi spune, tata asta, devină un tigru. Și aici vedem poza, deci când se produce această transformare, da, în tigru. Și după aia, tigru, încă suntem aici, tigru se uită la înțelept și începe să se linge pe buze. Și înțeleptul se uită la el și spune, ți-i foame? Da, mi-e foame și vreau să te mănânc. Punar mușica bava. Atunci devină din nou șoricel. Și aici vedem cum tigru s-a transformat înapoi în șoricel. Și Prabhupada povestea această povestire foarte interesant. Eu am auzit-o în mai multe variante de la discipolii lui Șila Prabhupada și eu vă povestesc varianta pe care am auzit-o de la Dinabandhu Prabhu, un discipol de-a lui Prabhupada care trăiește în Vrindavan, în India. Și el explică, el spune că Prabhupada ne spunea că dacă ne umflăm în pene și nu reușim să realizăm că gurul maestrul nostru spiritual este în spatele succesului nostru în viața spirituală. Atunci noi vom decădea înapoi la viața materială, la platforma de pe care am început calea avansului nostru spiritual. Și Prabhupada vrea ca noi să înțelegem acest lucru și să nu gândim că acum deja sunt și eu inițiat, acum știu și eu versete, acum știu și eu să organizez programe, acum știu și eu, nu știu, filozofia vedică, acum sunt și eu mentor spiritual și deja pot să-mi corectez maestrul spiritual. Deci pot să-l tratez că deja nu mai am nevoie de el. Pot să-l tratez într-un mod impersonal, fără recunoștință. Și eu vreau să vă spun, din punct de vedere al erudiției, noi putem să depășim maestrul nostru spiritual. De exemplu, Guru Maharaj al meu are discipoli care sunt sanscritologi. Ei știu sanscrita. Ei au degrees, diplome în indologie, de exemplu. Dar acei discipoli nici de cum nu se consideră a fi mai educați, deci mai elevați decât maestrul său spiritual, nici într-un caz. Tatăl este fericit când fiul său primește o educație chiar și mai mare decât el a primit-o în viața lui. Poate tata a terminat doar 8 clase și când fiul lui și-a terminat facultatea, el este absolut fericit. Dar asta nu înseamnă că fiul deja gata, a devenit mai deștept decât maestrul său, decât tatăl său. Și în mod similar, discipul niciodată nu trebuie să gândească că gata, deci el a învățat un verset, el este mai deștept decât maestrul său spiritual, pentru că altminte maestrul spiritual își retrage binecuvântările. Și atunci, punar mușica bava, tu devii înapoi, devii un șoricel. Și acest gen de abordare se numește kunjara shaucha, sau îmbăierea elefantului, care este încă o metaforă în faimosul verset Yasya Sakshat Bhagavati Gyanadi Pe Pradagurau. Tu știi versetul, corect? Hai spune. Da, tu l-ai spus la o dată la un program de miercuri. Tu l-ai spus pe de rost, nu? Nu pe asta. Ok.
Bun. Ea se-a sacșat Bhagavati, Gyana de pe Pradagurau, Marte Sead, Shrutam Tasea. Sarvam Kunjara Shauchavat. Kunjara Shauchavat înseamnă îmbăierea elefantului. Și elefantul a făcut baie, a ieșit pe nisip și imediat se strupește cu nisip. Deci asta se numește îmbăierea elefantului, metafora cu îmbăierea elefantului. Și versetul spune, Yasya Sakshat Bhagavati. Guru este Sakshat Bhagavati, este direct manifestarea supremei personalității a divinității. El îți oferă cunoașterea spirituală. Iată, uneori mindset-ul devotaților începători este că, dar de ce am nevoie de un guru, de un maestru spiritual? Pentru că există atâta cunoaștere spirituală în jurul meu. Da? Și știți că nu astăzi, dar în general, umiditatea aerului este cam încolo, 50-54%, 60%. Deci aerul practic este plin cu umiditate, cu apă. Și atunci întrebarea similară ar fi, de ce ai nevoie de o sursă de apă dacă apa este în exterior deja? Ai nevoie de o sursă de apă pentru că tu nu știi să colectezi apa din spațiu. Și iată, maestrul spiritual deseori este comparat cu un nor. Care e funcția norului? Norul colectează apa care se află în spațiu, umiditatea. Norul o colectează împreună și după aia o dă jos în formă de ploaie. Asta este funcția maestrului spiritual. Da, cunoașterea este accesibilă, dar maestrul spiritual colectează cunoașterea și știe exact care instrucțiuni din scripturile vedice să ți le oferă ție pentru beneficiul tău personal, pentru avansul tău spiritual. Deci Yasya Sakshat Bhagavati, el are o anumită misiune, este direct persoana supremă. Așa am fost noi educați întotdeauna. Astăzi, cumva, discipulii se tratează maestru spiritual mult mai familiar decât în anii 90 sau decât pe timpurile lui Srila Prabhupada. Dar e o problemă la acest capitol. Deci noi trebuie să învățăm respectul cuvenit, să oferim respectul cuvenit maestrului spiritual. Gyana de pe Pradagurau, deci deoarece el dă cunoașterea transcendentală necesară pentru iluminare, deci el știe să colecteze această cunoaștere și să o ofere ție, deci el știe să acumuleze umiditatea și să ofere apă. În consecință, pentru cel ce menține concepția că maestrul spiritual este doar un om obișnuit, totul devine frustrant. Deci dacă tu consideri că este doar un nene care, nu știu, știe și el ceva și poate să-mi povestească ceva, este o abordare absolut greșită materialistă. Studiul, cunoașterea vedelor, sadhana, yoga și luminarea lui vor fi ca îmbăierea unui elefant. Deci dacă ai o atitudine incorrectă față de maestru spiritual. Și acum atenție, nu este vorba doar despre gurul tău, este vorba de asemenea despre toți devotații care au poziție de maestru spiritual. Frații spirituale al maestrului tău spiritual sunt unchii tăi spirituali și trebuie să fie tratați în același mod, cu același respect. Da, nu că amar guru, jagat guru, gurul meu este gurul universului și ceilalți guru, da, nu mă interesează. Deci nu, asta este o ofensă față de guru tatva, față de adevărul gurului. Bun, și în final, we made it, deci am ajuns la ultima metaforă de astăzi, care se numește Kaka Talia Nyaya, sau logica corbului și fructului tal. Atunci când aflăm că lumea materială nu este casa noastră adevărată, noi în mod natural ne întrebăm cum am ajuns aici. Când auzim că trăim în această lume materială deoarece suntem suflete decăzute, deci Nitya Bada înseamnă suflet decăzut, iarăși în mod natural noi ne întrebăm de unde am decăzut. Și la Prabhupada afirmă că toate sufletele sunt la origine, ele sunt conștiente de divinitate, conștiente de Krishna. Și întrebarea naturală este ce înseamnă la origine este conștiente de divinitate? Am fost cu toții original cândva în lumea spirituală împreună cu divinitate și dacă da, cum s-a produs această decădere? De ce dacă am fost cândva în lumea spirituală, de ce am decăzut în lumea materială? Mai ales în contextul în care Krishna spune în Bhagavad Gita aceste două versete faimoase, în care el spune acel loc de unde odată a ajuns, cineva nu se mai întoarce niciodată. Tad dhamma parama mama. Acela este sălașul meu suprem.
Și faimosul verset, Brahma Bhuvanal Loka Punara Vartino Arjuna, Mamupetyatu Kauntya Punar Janma Na Vidyate, Krishna spune, de la cea mai înaltă planetă în lumea materială și până la cea mai de jos, toate sunt locuri ale suferinței. Este unul dintre cele multiple versete din Vede care spune, Dukkham Eva Sarva Vivekina, lumea materială nu este paradis, lumea materială e plină de suferință, fii atent cu ce te joci. Dar cel care ajunge în sălașul meu transcendental, punarjanma navidete, el nu mai decade înapoi, el nu se naște niciodată în lumea materială. Și atunci întrebarea este, dacă noi am fost cândva deja în lumea spirituală, cum am putut noi să decădem? Sau despre ce este vorba? Că am fost, am căzut, ne-am întors și nu mai cadem din nou. Deci, care-i înțelegerea acestor versete? Și deseori începem să speculăm cu întrebări de acest gen pe care le vedeți aici. Deci, atunci poate că am căzut întâi din Brahmajyoti sau din Nirvana sau din Oceanul Cauzal. Sunt diferite afirmații în Vede care spun și una și alta și a treia. Sau am căzut poate din Tatastha Shakti, din energie marginală. Pentru că suntem Tatastha Jiva. Ce înseamnă Tatastha? Spumă, spuma aia marginală care e între apă și uscat. Nu? Deoarece suntem numiți etern condiționați, nici badă, poate că am fost mereu decăzuți, poate că niciodată nici n-am decăzut. Deci întotdeauna am fost în lumea materială. Sau poate că nu am căzut în niciun fel, suntem doar lângă Dumnezeu, lângă Krishna și această lume este doar un vis, este un matrix. Deci visăm că suntem în lumea materială, dar acolo suntem în Goloka Vrindavana, am adormit și noi sub un copac al dorințelor, Kalpa Vriksha, și acum visăm existența noastră materială. Deci care este realitatea până la urmă? Asta este întrebarea. Și cel mai dificil lucru în toată această poveste este că și la Prabhupada oferea diferite răspunsuri, el oferea diferite explicații la aceste întrebări, și maeștrii spirituali precedenți, predecesorii maeștrii spirituali, previous acharyas, ei de asemenea oferă diferite explicații la acest gen de întrebări. Dar, până la urmă, și la Prabhupada întotdeauna reducea răspunsurile sale la nu stați și cercetați. Deci nu încercați să cercetați, nu încercați să speculați, la început scăpați de aici. Deci la început trebuie să vă eliberați din lumea materială și după aceea o să aflați voi cum ați picat de la început. Dar speculațiile despre cum am căzut, de unde am căzut, nu rezolvă această situație. Și eu țin minte, Bhaktivaibhava Maharaj odată, el a dat un exemplu care mi-a rămas cumva în memorie, că imaginați-vă, nu știu, v-ați aflat undeva la balconul unei case, la etajul 2 și, nu știu, v-ați alunicat cumva și ați picat de la balcon, dar ați avut noroc că ați picat într-un beron, tumberon mare cu gunoi, care era foarte larg, din ăla larg. Și atât voi ați picat în tomberonul respectiv și fiind acolo lat, culcat, simțind tot mirosul respectiv și tot gunoiul pe corpul vostru, voi începe să gândiți. Și interesant, cum m-am împiedicat? Da? Și câți metri au fost? Da? Și de ce am căzut? Da? Și cum am căzut? Și am căzut cu capul, am căzut cu picioarele, deci cum am căzut aici? Nu! La început tu trebuie să ieși din tumberonul respectiv, trebuie să te speli și îți pui câteva întrebări și până la urmă cum am picat, ca să prind minte și să nu mai pic încă o dată. Corect? Și atât cam asta este situația noastră, când prea multă atenție este dedicată întrebării cum am picat, de ce am picat, de unde am picat. La început, haideți, întrebarea noastră prioritară să fie, haideți să ne librăm de aici, din lumea materială, să rupem ciclul de naștere și de moarte, să rupem ciclul de karma și după aia când o să devenim suflete eliberate, o să aflăm noi ce s-a produs la origine. Și tot în această referință și la Prabhupada dădea exemplu cu corbul și fructul tal. Fructul tal este un soi de hurmală. Iată, aici vedem aceste hurmale. Okay. Și povestea este următoare, ea probabil este de undeva din Upanishad, dar povestea este următoare, că pe vârful unui palmier erau câteva fructe frumoase tal. Și când un corb s-a așezat pe vârful palmierului,
câteva fructe sau un fruct tal a picat la pământ. Și niște înțelepți erudiți care se ocupau cu meditația sub copacul respectiv au văzut toată această scenă. Deci au văzut momentul când corbul se așează pe vârful copacului și fructele tal încep să cadă. Și atunci unul dintre ei spune, deci își întrerupe în meditație și spune celorlalți, spune că fructul a căzut deoarece corbul a mișcat creanga la aterizare. Asta a fost prima teorie. Al doilea spune, nu, fiind copt, fructul a căzut exact cu o clipă înainte ca corbul să se așeze pe vârful copacului tal. Al treilea spune, ba nu, fructul a căzut în momentul în care corbul și-a luat zborul. Deci după ce el și-a luat zborul, fructul a căzut. Pentru că corbul s-a speriat când a văzut că fructele cad și a zburat. Trei persoane diferite, trei opinii diferite la această scenă. Both read Bible day and night, one see black, another white. Ambii citesc Bhagavad Gita zi și noapte, unul vede că trebuie să rămân un sanyasi brahmachari o viață întreagă, celălalt gândește Varnashrama Dharma Kijaya, trebuie să mă căsătoresc cât mai repede. Deci așa devotații studiază vedele. Deci ambii citesc același pasaj, opinii complet contrar opuse. De ce? Pentru că unul se află într-un mod al naturii materiale, altul se află sub influența altui mod al naturii materiale. Deci noi înțelegem cunoașterea în funcție de modul care ne influențează. De ce? Satvam yaj gyanam, satvam sanjayate gyanam. E important ca noi să cultivăm modul bunătății, sattva guna, pentru că în sattva guna noi avem accesul la înțelegerea adevărată al scripturilor. Și în această, în referința acestei povestiri despre corbul și fructul tal, și la Prabhupada pune o întrebare retorică. El spune, care este folosul unor asemenea discuții și speculații? Indiferent dacă a venit din petrecerile lui Krishna, Krishna Lila, sau din altă sursă spirituală, în prezent nu ne aflăm în niciuna dintre ele. Nu ne aflăm în Tatastha, nu ne aflăm în Brahmajyoti, nu ne aflăm în Nirvana, nu ne aflăm în Vaikuntha sau în Goloka Vrindavana. Deci, cel mai bine este în prezent să dezvoltăm conștiința de Krishna și să ne întoarcem în lumea spirituală, să mergem acolo. Nu contează acum originea. În acest moment suntem în ghearele Mayei și singura noastră șansă este să cântăm Mahamantra, să devenim conștienți de Krishna și să mergem înapoi acasă, înapoi la divinitate. Prabhupada a conceput acest motto, back home, back to Godhead, deci înapoi acasă la divinitate. Uneori devotații în anii 70, când cântau Kirtan și la Shivaram Maharaj povestea că ei aveau un președinte de templu, Uttama Shloka, apropo, și el era un kirtanie foarte faimos. Și el când cânta Kirtan, el uneori în timpul Kirtan cânta back home și devotații cântau back to Godhead, back home, back to Godhead, back home, back to Godhead. Deci aia era stilul lor de Kirtan. Acum, problema devine și mai complexă pentru că există diferiți maeștri spirituali, suflete iluminate, care oferă diferite explicații la acest capitol. Și, încă o dată repet, noi fiind afectați de modul pasiunii, de modul ignoranței, noi imediat tindem să luăm parte unor dintre ei. De exemplu, chiar și Niscon, noi avem maeștri spirituali care spun Jiva never fall down from the spiritual world. Jiva niciodată nu cade din lumea spirituală. Și avem maeștri spirituali care spun Jiva a căzut din lumea spirituală. Și unii și alții aduc referințe din comentariile lui Shrila Prabhupada și unii și alții aduc referințe de la Vishwanatha Chakravarti Thakur și alți comentatori și unii și alții aduc referințe de la Jiva Goswami sau Bhaktivinoda Thakur. Deci încă o dată, both read Bible day and night, one see black, another white. Deci, de ce? Pentru că suntem afectați de diferite moduri ale naturii materiale. Avem diferite niveluri de inteligență, Shastra Yukti. Deci, avem o înțelegere cineva mai profundă, cineva mai superficială în funcție de avansul nostru spiritual. Nu doar modurile contează, dar și nivelul avansului tău spiritual contează. Și acest faimos verset din Mahabharata afirmă în acest context Acintya kalo ye bhavana tam starkena yojayat. Orice lucru transcendent naturii materiale este de neconceput în timp ce argumentele sunt imperfecte. Deoarece argumentele lumești nu pot descrie subiectele transcendentale, nu ar trebui să încercăm să înțelegem subiectele transcendentale prin logica mondenă.
pentru că subiectele transcendentale sunt dincolo de our puppy brains, de creierașele noastre micuțe de cățeluși. Deci, adevărul nu poate fi perceput prin calea ascendentă. Mai repet încă o dată, am vorbit duminica trecută. Calea ascendentă se numește cum? Aroha Panta. Adevărul poate fi realizat prin Avaroha Panta, prin calea descendentă, prin grația persoanei supreme. Și această grație este o consecință al încântării numelor sacre, al încântării de kirtan, al încântării numelor sfinte prin intermediul practicii de japa, meditație, fără ofense. Și am acest citat, el e lung, dar eu intenționat vi l-am pus vouă pe slide, ca voi, cine vrea, să-și facă o poză și să reveniți la el când o să vreți. E un citat foarte tare de la Bhaktivinoda Thakur din Jayava Dharma, în care Dumnealui spune: te rog să înțelegi, deși ți-am descris toate aceste secrete spirituale în detaliu, explicația mea a fost exprimată sub formă de cuvinte care sunt limitate. Tu vei fi capabil să percepi realitatea din spatele cuvintelor numai în măsura în care accesul la realitatea lumii transcendentale ți se va fi revelat. Și mai există încă o metaforă care se numește Sakya Chandranyaya, dar chiar n-am avut timp. Poate o să o las, vă fac un teaser acum, dar o să o las pentru data viitoare. Sakya Chandranyaya, exemplu cu luna. Deci nu știi care este luna, dar cineva îți spune, uite, în spatele copacului vezi un obiect rotund, ăsta este luna. Și atât în mod similar. Cuvintele nu transmit tot adevărul, dar cuvintele măcar direcționează inteligența noastră în direcția corectă, ca noi să gândim în direcția corectă. Și adevărul îți va fi revelat la timpul potrivit. Eu ți-am adaptat doar modul corect de gândire, dar în transa ta spirituală de meditație, chit samadhi, tu vei putea vedea adevărul care se află în spatele cuvintelor, singur cu ochii tăi, nici logica seacă, nici abordarea intelectuală nu te vor putea ajuta să înțelegi tatva, adevărurile filozofice secrete descrise în scripturi. Deci noi acum la nivel de ghiana teoretic înțelegem cât de cât, dar la nivel de vighiana acest lucru este o consecință al revelației care vine de la numele Sfânt. Și el spune aici, treptat datorită grației numelui Sfânt, pe măsură ce puterea ta interioară de percepție spirituală se va elibera de lanțurile condiționării materiale, tu te vei purifica și vei putea percepe tot mai clar adevărurile transcendentale ale lumii spirituale care sunt descrise în textele vedice sau care sunt transmise de maestrii spirituali. Asta a fost ultima metaforă. Deci astăzi noi am studiat metafora cu peștele pe plaja de la Mamaia, pasăre din cușcă, mirajul în deșert, molea nebunită de foc, focul cu vasul cu unt, motanul sanyasi, vaidala vrata, renunțarea maimuței, cum se numește ea, Markata Vairagya, după aia Ranko Vairagya, Palgu Vairagya și a treia, Smashana Vairagya. Smashana înseamnă Vairagya la crematoriu. Deci acele 5-10 minute când te simți, da, lumea e trecătoare, dar după aia imediat te duci la restaurant și mănânci pizza sau înghețată. După aia am vorbit despre Sfântul și Scorpionul, Titikshava Karunika Suhrida Sarvadehinam, Cobra Pacifistă, am vorbit despre ea, sau cobra discipula lui Narada, am vorbit despre lama ascuțită al unui brici, Utishta Tishta Jagratam Varam Nibodat, Kshurasa Dara Nisitam Duratia, redevină înapoi șoarece, cum sună acea metaforă în sanscrită? Punar Mushika Bava, devină un mushika, devină un, în limba rusă iau din sanscrita mushika, iau cuvântul mushka. Mushka înseamnă șobolan. Deci vine tot din sanscrită. Mușica, mușca. Și logica corbului și fructului tal. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și astăzi nu mai avem timp pentru întrebări, pentru că e și cald, e și târziu. Dacă cineva dintre voi are ceva întrebări acute, urgente, puteți să mă întrebați pe mine în privat. În timpul prasadamului, deși eu o să distribui prasadam astăzi, dar după aia am putea să vorbim dacă aveți ceva de discutat. Eu vă mulțumesc foarte mult, în ciuda faptului că este extrem de cald,
astăzi și ați simțit un mare, mare disconfort termic, ați rezistat și ați fost foarte atent și foarte receptibil. Mulțumesc din suflet pentru acest lucru. Deja o să continuăm peste o duminică.